Bună seara, doamnelor, domnilor, începe principalul jurnal al zilei aici la TVS. Sunt Iulia Blonde, haideți să urmărim cele mai importante titluri ale ediției. Un bărbat a murit în râul Jiu, el a fost găsit înecat, medicii nu au mai avut ce să facă decât să declare decesul. Facturile colosale pun afacerile pe butuci, patronii sunt disperați, cresc prețurile pentru a nu pune lacătul pe afaceri. Și accident rutier în Gorj, 6 persoane au fost rănite în urma impactului care a avut loc pe raza localității Scoarța. Criza facturilor pune pe butuci afacerile, scumpirile din ultimele luni determină patronii să se gândească serios la modul în care vor trece peste acest sezon rece. Deja cei care au investit în sală de fitness au luat măsuri. Vor scumpi prețul abonamentelor pentru a face față cheltuielilor cu utilitățile. Alți afaceri se gândesc să-și suspende activitatea în sezonul rece de teama facturilor. Acolo unde există mulți consumatori de energie electrică, facturile au explodat. Este și cazul acestei săli de fitness, unde în priză sunt conectate la curent peste 30 de aparate. Spre exemplu, această bandă consumă undeva la 3,5 kW pe oră, deci imaginați-vă cât costă într-o zi. Avem peste 30 de aparate de cardio. Economie nu prea e cum să faci, spun angajații. În interiorul sălii de fitness este nevoie ca temperatura să fie de peste 20 de grade Celsius, iar costul facturii la gaze a fost de 7 ori mai mare, acum față de aceeași perioadă anului trecut. Da, într-adevăr, la curent s-a triplat factura față de anul trecut, aceasta fiind de 7.000 de lei, anul trecut a fost undeva la 2.000 de lei. Încercăm să facem față cu brio la aceste scumpiri. Da, temperatura în sală trebuie să fie de peste 21 de grade Celsius. S-a mărit de 7 ori față de perioada anului trecut. Proprietarul nu a mărit încă prețul abonamentelor de teamă să nu piardă clienții, însă de la 1 noiembrie acesta va adăuga un procent de 10-15% la prețul unui abonament. Da, într-adevăr, de la 1 noiembrie vor veni câteva scumpiri la abonamente. Acestea se vor mări undeva la 10 sau 15% față de abonamentul vechi. Până acum n-ați mărit prețurile pentru a nu pierde din client. Exact, da. Da. Credeți că vor mai veni la fel de mulți oameni dacă veți mări prețul? Cred că vor înțelege clienții noștri. Au văzut și ei că sunt fel de fel de scumpiri. Încercăm să facem și noi față cu brio la scumpiri și... Alte variante nu. Exact, da. Clienții spun că nu vor renunța să facă mișcare, chiar dacă vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar. Da, acum asta e, că de fapt... La această sală nu s-a mărit prețul de foarte mult timp. Cred că de mai bine de un an, de doi ani chiar. Deci și chiar și în contextul unei măriri de prețul noastră ați continua să veniți facilitate? Da, sigur, sigur. E foarte bine pentru sănătate. Mă simt mult mai bine după ce vin și fac mișcare în fiecare zi aici la sală. Și abonamentul e convenabil, adică mult mai convenabil decât dacă am venit să plătim zilnic. E cea mai importantă. Ne menținem sănătoși. Sănătate, longevitate... Și foarte important, longevitatea de calitate. Asta e mai important. Și 15% e relevant. Mergem. Mai mulți proprietari de săli de fitness se gândesc să-și suspende activitatea pe timpul sezonului rece de teama facturilor colosale. Tragedie în municipiul Târgu Jiu. Un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost găsit înnecat în râul Jiu. Autoritățile au intervenit la fața locului, însă, din păcate, victima nu a răspuns la manevrele de resuscitare, fiind declarată decedată. Alarma a fost dată de un trecător care a văzut cadavrul plutind pe apă. Imediat la fața locului au ajuns pompierii, dar și o echipă de la ambulanță care au început să resusciteze victima. Medicii s-au chinuit minute bune să o readucă la viață, însă fără rezultat. Prin intermediul numărului unic pentru apeluri de urgență 112 s-a semnalat faptul că în zona pieței centrale din municipiul Târgu Jiu se află o persoană înnecată. La fața locului s-a deplasat un echipaj specializat în astfel de intervenții din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, constatând că este vorba despre un bărbat în vârstă de 54 de ani. S-a intervenit cu mijloacele din dotare pentru aducerea la mala bărbatului, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva. Polițiștii au demarat o anchetă în acest caz. La data de 23 octombrie anul curent, Poliția Municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul unic de urgență cu privire la faptul că în râul Jiu, în zona pieței centrale din municipiul Târgu Jiu, se află o persoană înnecată. La fața locului s-a deplasat echipa operativă care, din primele cercetări, a stabilit că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat de 54 de ani din municipiul Târgu Jiu. Trupul bărbatului a fost scos din apă de către pompierii din cadrul ISU Gorj și transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului.
În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Anchetatorii așteaptă rezultatul necropsiei pentru a stabili cu exactitate cauzele decesului și împrejurările în care a murit bărbat. Alertă în Târgu Jiu după ce o fetiță în vârstă de 7 ani s-a rătăcit în parcul central din municipiu. Eleva a căutat ajutor imediat la polițiștii locali, cărora le-a oferit toate informațiile necesare pentru a-și găsi părinții. Oamenii legii au demarat acțiunile de căutare, iar fetița și-a regăsit rapid ambii părinți. Fetița se afla în parcul central împreună cu tatăl și fratele mai mic, iar la un moment dat a plecat din spațiul de joacă și s-a rătăcit pe aleile din parc. A fugit imediat spre polițiștii locali și le-a oferit toate informațiile necesare pentru identificarea și găsirea tatălui. Fetița cunoștea numele complet al părinților și numerele de telefon, precum și adresa de domiciliu. Astfel, căutările au devenit floare la ureche, oamenii legii găsindu-i imediat familia. Fetița a fost foarte inspirată și a mers către polițiștii locali care și executau serviciul în parcul central. Bineînțeles că a fost învățată de părinți, a învățat chestia asta în familie, s-a dus la colegii mei, le-a spus numele părinților, numărul de telefon, iar colegii mei au acționat în consecință și ulterior tatăl fetiței s-a prezentat în zona în care ea era împreună cu colegii mei și a fost încredințată tatălui. Era speriată fetița? Este normal să fie un pic panicată, dar să știți că a fost foarte tare. Polițiștii locali le recomandă părinților să și supravegheze în permanență copiii atât la joacă cât și la cumpărături sau în zonele aglomerate. De asemenea, să învețe că au voie să plece doar cu permisiunea lor și că trebuie să spună întotdeauna unde și cu cine pleacă. Totodată să se asigure că știu numele și numerele de telefon ale părinților, precum și adresa unde locuiesc, iar cel mai important este să învețe că polițiștii sunt întotdeauna prietenii copiilor. Curgamenzile în județul Gorj, inspectorii ITM au sancționat patronii care au ținut la muncă persoane fără forme legale de angajare. În urma acțiunilor desfășurate au fost aplicate 20 de sancțiuni în valoare totală de peste 200.000 de lei și au fost trasate 10 de măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. 6 persoane au fost depistate că prestau muncă la negru la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Angajatorul cu sediul în București a fost aspru sancționat de inspectorii ITM Gorj. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, sub coordonarea și îndrumarea inspectorului șef, George Octavian Romanescu, au efectuat în perioada 17-21 octombrie 2022 un număr de 42 de controle care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității, sănătății în muncă. Au fost depistate 9 persoane prestând muncă nedeclarată. Au fost aplicate 20 sancțiuni, din care 19 amenzi contravenționale în cuantum de 238.500 de lei și un avertisment. Pentru neconformitățile constatate au fost trasate 74 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. Un angajator cu sediul social în municipiul București a fost sancționat cu suma de 120.000 de lei pentru folosirea în activitatea 6 persoane, pentru care nu avea încheiate în prealabil contracte individuale de muncă. Persoanele identificate de către inspectorii de muncă lucrau la reabilitarea termică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Alți 3 angajatori din Gorj au fost sancționați tot pentru muncă nedeclarată. Alți 3 angajatori au fost sancționați de către inspectorii de muncă cu suma de 50.000 de lei pentru muncă nedeclarată. 2 dintre aceștia au fost sancționați cu suma de 40.000 de lei pentru primirea la muncă a 2 persoane, fără a avea încheiate în prealabil contracte individuale de muncă, acestea fiind depistate pe raza municipiului Târgu Jiu și a comunei Țânțăreni. Cel de-al 3-lea angajator a fost sancționat cu suma de 10.000 de lei pentru primirea la muncă a unui salariat cu depășirea duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial. Angajatorul în cauză activează în domeniul panificației în municipiul Modru. Aducem în atenția opiniei publice faptul că, indiferent de presiunile făcute, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a câștigat procesul intentat de către Direcția de Sănătate Publică Gorj privind anularea procesului verbal de cercetare a evenimentului care a avut loc în data de 2 martie 2021 la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, a cărui victimă a fost Dobrin Adrian Virgil, angajat al Direcției de Sănătate Publică Gorj. Instanța a constatat faptul că la data producerii evenimentului, salariatul Dobrin Adrian Virgil se afla în timpul procesului de muncă, ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, contrar celor susținute de către conducerea Direcției de Sănătate Publică Gorj. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj transmite tuturor angajatorilor toleranță zero față de munca nedeclarată și de cea subdeclarată, precum și față de evenimentele care implică securitatea, sănătatea în muncă.
Accident rutier în județul Olt, două autoturisme s-au izbit violent pe o șosea, iar patru persoane au fost rănite grav în urma impactului devastator. Ambulanțele care au intervenit la fața locului au și preluat toate cele patru victime pe care le-au transportat la spital. Polițiștii fac acum anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs impactul. Accidentul s-a petrecut în județul Olt, pe drumul național 64, în afara localității Fălcoiu. Două autoturisme au fost implicate în impact. În urma evenimentului, cei doi conducători auto și alte două persoane pasagere în autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 36 de ani au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Municipal Caracal. Cei doi conducători auto implicați în eveniment au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, transmite IPJ Olt. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Clipe de panică într-un sat din județul Vâlcea, un autoturism a fost cuprins de flăcări uriașe, imediat a fost dată alarma, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri. Incendiul a fost stins, dar mașina a fost distrusă complet de flăcările puternice. Incendiul s-a produs într-un sat dintr-o localitate din județul Vâlcea. Focul a cuprins întreg autoturismul acesta, fiind mistuit complet în urma incendiului. Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea au fost solicitați noaptea trecută la ora 2:55 pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism în comuna Prundeni, sat Zavideni, în zona lacului de acumulare Zavideni. Pentru stingerea incendiului la fața locului a acționat un echipaj de pompieri care la sosire a găsit incendiul manifestându-se general. Până la stingerea incendiului au ars elementele combustibile din componența autoturismului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, transmite ISU Vâlcea. Cercetările preliminare efectuate la fața locului arată că flăcările s-ar fi declanșat în urma producerii unui scurt circuit la instalația electrică. Impact devastator pe o șosea din județul Teleorman, un tânăr și-a pierdut viața în urma tragicului accident. Mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost unul devastator, iar tânărul a rămas încarcerat și a murit pe loc. Accidentul s-a petrecut pe drumul județean 506 între Bujoru și Brăgadiru, în județul Teleorman. Tânărul de 25 de ani se afla la volan în moment în care a pierdut controlul asupra direcției și s-a izbit violent de un copac. Este vorba de un tânăr de circa 25 de ani care a intrat cu autoturismul într-un copac de pe marginea carosabilului. Pentru scoaterea acestuia din caroseria deformată a mașinii a fost nevoie de intervenția pompierilor cu accesoriile din dotarea autospecialei de descarcerare, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Teleorman, Gelu Dragomir. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut accidentul rutier. Doamnelor, domnilor, urmează acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi pentru că revenim imediat, evident, cu noi informații. RGS Trans angajează șoferi categoria B, 3,5 tone, pentru transport marfă pe comunitate. Se oferă salariu pe țară diurnă între 42 și 45 de euro pe zi, în funcție de experiență, posibilitate plată pe card și contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Se cere obligatoriu experiență minimum 6 luni în transport marfă pe comunitate, seriozitate și responsabilitate, cunoașterea documentelor de transport, cunoaștere bună a utilizării navigației GPS plus coordonate intermediare și WhatsApp, iar cunoașterea unei limbi străine constituie avantaj. Relații la telefon 0764612902. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de Parcul Central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit.
La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamente recent renovate, dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Daciana beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Motel Daciana, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Un adevăr spus pe jumătate e o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până joi de la 21, la ora adevărului. Informația îți dă putere. Noi avem informația. Sunt Iulia Blondea și de luni până vineri de la ora 19 îți arăt Gorjul obiectiv. Suntem din nou direct, doamnelor, domnilor, urmăriți acum grupajul de știri pe scurt. Accident rutier pe raza localității Piștești. Circulația s-a desfășurat îngreunată în zonă, totul după impactul violent în care a fost implicat un autoturism cu numere de Vâlcea și o altă mașină. ISU Gorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier pe raza comunei Scoarța, sat Piștești din Deal, în care au fost implicate două autoturisme. Au intervenit pompierii militari din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu cu auto specială de intervenție, o ambulanță Smurt și un echipaj SAJ Gorj. Evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime încarcerate, însă au fost monitorizate medical la fața locului 6 persoane care au refuzat transportul la spital. Cântărețul Lino Golden, vedetă în rândul tinerilor din România, a fost prezent duminică în Gorj la Motru. Artistul, pe lângă concertul susținut în seara de duminică pe scena din Motru, a ocupat și scaunul de primar al municipiului pentru câteva minute. Tot mai mulți interpreți au prestat pe scena Festivalului Toamnei Motrene 2022, duminică seara, la eveniment fiind prezenți mii de cetățeni. Cei mai entuziasmați de spectacol au fost tinerii motreni, momentul maxim fiind dat de prestația lui Lino Golden. Artistul a acaparat inclusiv biroul primarului Cosmin Moreg, acolo unde a făcut câteva poze și instantanee pentru pagina sa de socializare. Evenimentul desfășurat duminică la Motru a fost primit cu aplauze, mai ales de către tineret, deoarece vedetele lor favorite au fost prezente. Artistul Lino Golden, impresariat de Alex Vela, în vogă în rândul tinerilor, a revizitat cu entuziasm Gorjul după ce primul eveniment în acest județ l-a susținut la fostul club Cupa din Târgu Jiu. De la începutul anului și până în prezent, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu s-au angajat 20 de noi medici specialiști, primari sau rezidenți. Medicii nou angajați anul acesta sunt specializați în neurochirurgie, neonatologie, neurologie, medicină de urgență, medicină internă, cardiologie, oncologie, medicina muncii, anatomie patologică, oftalmologie, chirurgie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, radiologie și imagistică medicală și obstetrică. Ginecologie. În urma acestor angajări, problema deficitului de personal a fost în mare parte rezolvată. Ultimele angajări au avut loc săptămâna trecută, când reprezentanții Serviciului Resurse Umane au încheiat contracte cu cei doi medici neonatologi. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, rămâneți însă alături de TV Sud. Și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi!
finalul ediției emisiunii de astăzi. Vorbim cu doamna Marinela Strâmbulescu, consultantă fonduri europene. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați revenit! Vrem să aflăm de la dumneavoastră, de la ultima emisiune pe care am realizat-o, ce s-a mai întâmplat, dacă se deschid noi măsuri, care sunt noutățile pentru cei care vor să acceseze fonduri europene. Da, o să încep pentru că știu că este o informație așteptată de foarte mulți dintre solicitanții care au depus proiecte de finanțare pe Planul Național de Dezvoltare Rurală, adică prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, AFIR, așa cum este cunoscută ea în teritoriu de către solicitanții mediului rural. Și trebuie să-i informăm pentru că a fost o evaluare destul de lungă, că așteptăm undeva la finalul lunii aprilie, așteptăm rapoartele de selecție aferente sumăsurilor 6.1, instalarea tânărului fermier, sumăsura 6.3, ferma mică, sumăsura 4.1 cu componentele ei, modernizarea exploatațiilor agricole, sumăsura 6.2, finanțarea mică adresată investițiilor non-agricole și sumăsura 6.4, adresată investițiilor non-agricole în mediul rural, măsura cu cofinanțare și, bineînțeles, cu bani mai mulți. Sunt condiții greu de îndeplinit pentru toate aceste măsuri? Sigur că fiecare măsură de finanțare vine cu propriile condiții de eligibilitate și de selecție. Noi de asta suntem aici, să încadrăm potențialii solicitanți acolo unde ei se simt în siguranță și vor fi în siguranță atât la depunere cât și ulterior pe implementare. Înainte de a veni dumneavoastră, chiar am avut o întâlnire cu niște potențiali solicitanți pentru următoarea perioadă de programare aferente investițiilor în zona non-agricolă din localitatea Peștișani și asta îmi spuneau, care au implementat deja un proiect și îmi spuneau din păcate că au avut mari probleme în implementare, au făcut sacrificii enorme ca dosarul să se finalizeze și să implementeze acest proiect cu succes. De asta eu tot timpul trag un semnal de alarmă, pentru că de la consultant la solicitant, da? Toată lumea trebuie la proiectant. Iată, echipa asta formată din cei trei trebuie să fie responsabilă, pentru că, așa cum spun eu, mai bine mai așteptăm puțin până vine o linie de finanțare care să ne vină, să vină în sprijinul nostru, decât să accesăm cu orice preț. Am vorbit deseori de mirajul fondurilor europene. Punctez, vreau să mai punctez o dată, pentru că din ce în ce mai mulți solicitanți sau foști beneficiari de fonduri europene vin la mine și se plâng de fapt de diverse lucruri pe care le-au pățit în implementarea unui proiect sau chiar în depunerea acestuia. Da, deci mare atenție unde ne ducem, da, și ce semnăm, așa cum spun tot timpul, este o responsabilitate, vin banii ăștia, banii europeni vin să ne ajute, da, sunt un sprijin în, atât în zona de autoritate publică, dar și în zona antreprenorială, dar nu totul cu orice preț. De multe ori, din păcate, consultanții ajung să creeze artificial aceste proiecte de finanțare, construindu-le după criteriile de selecție, ceea ce este total greșit și cu siguranță asta se relevă ulterior în tot felul de greutăți pe care solicitantul, devenit, iată, beneficiar, le întâmpină în procesul de implementare, da? Uneori chiar cu recuperări de sume, cu împrumuturi, da? La bănci, cu bugete sub capacitate,
Da, mare atenție în zona asta, pentru că iată că din nou și nu că o spun eu, o spun statisticile, suntem la mai avem încă posibilitatea de a atrage din perioada de programare 2014-2020, mai avem posibilitatea de a atrage până la 30 septembrie bani, da? Din program, din perioada de programare anterioară, până la 30 septembrie 2023, iar România rămâne cu 15 miliarde de lei necheltuite. De ce? De multe ori proiectele se contractează, dar există atâtea probleme în scrierea, această scriere artificială, în supraestimarea, da, unor sau subcapacitarea unor bugete, astfel încât ei se blochează pe implementare. Da, și asta nu este de dorit, da, sigur, iată 15 miliarde de euro, gândiți-vă cum, cum este posibil dacă din 2014 până în 2022 România a accesat 31, circa peste 30 de miliarde de euro. Gândiți-vă cum ar mai putea accesa, chiar și în ritm accelerat, cele 15 miliarde până la 3, într-un an de zile, practic, și un pic, da. Și câteva luni. Condițiile sunt destul de dificile pentru mulți dintre noi. Documentația este foarte stufoasă și după aceea, după implementarea proiectului, apar alte greutăți. Deci, cei care accesează aceste fonduri europene să fie conștienți în ceea ce se bagă, cum vor să facă. Exact, și tot timpul să citească proiectul în sine, da? Nu să-l semnăm practic așa, fără să avem cunoștință, da? De ceea ce ne asumăm. Pentru că să știți că beneficiarul este singurul, din păcate, beneficiarul rămâne singurul răspunzător, da? De anumiți indicatori pe care ei nu realizează practic pe perioada de implementare. Sunteți un consultant foarte activ și când spun treaba aceasta mă refer la activitatea dumneavoastră din județul Gorj. Ați mers la foarte multe persoane care au accesat aceste fonduri europene, pe lângă aceste greutăți financiare de care se lovesc la un moment dat. Ce alte greutăți întâmpină? Ar mai fi foarte multe lucruri de spus. Uneori găsim solicitanți și există potențial, da? Al unor solicitanți care nu au accesat deloc, tocmai pentru că de multe ori știrile astea pe care le vedem toți în zona de fonduri europene îi fac pe cei mai serioși, da, care ar putea și cei care au potențial să fugă de zona asta a fondurilor europene. Dar să știți că acesta este, din păcate, este atributul statului român prin ministerele de resort și prin agențiile finanțatoare, care, din păcate, au un mare rol în succesul unei linii de finanțare sau nu. Așa cum am spus tot timpul, poate că, da, moral, și consultanții au aici, nu este bine să creezi un proiect doar după criteriile de selecție, da, artificial, cum spun eu, dar tu ca finanțator, când scrii anumite condiții, ar trebui să țintești exact o anumită categorie, da, de solicitant. Dacă tu lași din scrierea condițiilor de accesare și a documentelor de accesare, lași această portiță deschisă, atunci de ce te vaiți totul stat și totul agenție finanțatoare,
că lucrurile se întâmplă cum se întâmplă la noi. Da, de obicei se găsesc tot felul de opise, se găsesc tot felul exact, de și neclare. Da. Dacă tot vorbeam puțin mai devreme de județ, aș vrea să vă întreb dacă ați organizat sau intenționat să organizați anumite întâlniri în județ cu cei care vor să acceseze fondurile europene, să le explicați. Da, de obicei sunt unul dintre consultanții care nu merge în județ pentru că mulțumesc lui Dumnezeu, oamenii vin la aici mine. Și aveți ușa deschisă. Da, în permanență și n-a fost nevoie să fac această activitate, dar având în vedere faptul că există o nevoie identificată de mine, tocmai și care se leagă de ceea ce vă spuneam înainte, există solicitanți în județ cu un potențial maxim de a accesa și de a finaliza și de a implementa cu succes un proiect cu finanțare europeană, dar ce ne lipsește nouă și în acest grad scăzut, da, pe care îl cunoaștem cu toții, dacă Gorjul este unul dintre județele codașe la accesarea fondurilor europene, rămâne informația. Solicitanții noi, noștri, fie că sunt în zona de UAT-uri, da, sunt solicitanți publici sau solicitanții privați, rămân neinformați. Și atunci eu am decis la solicitarea domnului senator Ion Iordache, care văd că se zbate și că vrea să facă ceva și că vrea ca și Gorjul să o ducă mai bine prin infuzia sa de fonduri europene, am decis să fac această informare total pro bono, adică îmi folosesc o zi la două săptămâni să merg în teritoriu către potențialii solicitanți și să îi informez despre posibilități nominal, facem asta nominal cu fiecare participant la aceste întâlniri organizate de domnul senator Ion Iordache, și nominal ei să afle în funcție de condițiile de eligibilitate și de selecție într-adevăr unde s-ar încadra să depună un proiect cu finanțare europeană. Am făcut-o deja în trei UAT-uri ale județului Gorj, iar caravana va continua și de acum înainte, pentru că este un moment propice, considerăm noi, în măsura în care, iată, avem Programul Național de Redresare și Reziliență deschis, dar alocarea financiară a României de 30 de miliarde de euro, dar față de aceste 30 de miliarde de euro alocate prin PNRR României până în 2026, mai avem programele clasice de finanțare pentru următoarea perioadă de programare, care beneficiază de 49 de miliarde de euro. Da? Iar banii ăștia trebuie absorbiți în perioada 2023-2027, astfel încât considerăm că este chiar momentul de start în care potențialii solicitanți trebuie să se orienteze și să înceapă documentația aferentă unui proiect cu finanțare europeană. Momentul este propice, oamenii trebuie să fie informați. Ne aflăm la start, iată, aproape la start, în fața acestor 49 de miliarde de euro pe care România îi va avea la dispoziție începând cu anul 2023 prin deschiderea liniilor de finanțare pe programul operațional regional, pe programul național strategic și pe programul operațional competitivitate, mediu, etc. Orice, așa cum am spus, orice se poate finanța, există posibilitatea cu ajutorul banilor europeni să dezvoltăm
Chiar am fost întrebată de către beneficiarii care au finalizat un proiect cu finanțare europeană și care nu știu de unde au informația că nu mai pot beneficia, e fals, este falsă informația. Beneficiarii care au implementat cu bine un proiect cu finanțare europeană se pot duce în continuare. Eu însă am clienți și la al doilea, la al treilea proiect deja suntem pe implementare și lucrurile merg foarte bine. Iată că dacă suntem serioși și cunoaștem toate regulile și avem informația la prima mână, o firmă, da, se poate dezvolta, da, începând chiar și de la un startup. Pentru că eu asta le spun tot timpul. Nu mergem, nu ne aruncăm acolo unde nu avem capacitatea de a implementa, da? Chiar dacă am putea realiza acest proiect artificial, o luăm încet, mai ales cu un antreprenor care nu are o experiență antreprenorială în spate, dar el își dorește să își facă un business și să înceapă de undeva. Putem să o luăm progresiv, da, putem să o luăm progresiv cu o implementare mai ușoară și cu o linie de finanțare mai ușoară, iar ulterior ei pot crește prin diverse proiecte, sigur că da. Nu trebuie să rămână doar la una. Da. Este bine că ați făcut toate aceste precizări. Așadar, cei care vor să acceseze între 2023-2027, spuneați că este o sumă foarte mare de bani, pot deja să vină să se intereseze. Sigur. Durează foarte mult documentația. Sigur că da. Sunt zone din... Pentru că asta nu s-a întâmplat la noi niciodată, doamna Gașa. Aici noi am avut tot timpul un handicap. În timp ce vestul țării, centrul țării, nordul țării, estul țării au pregătite la start aceste proiecte, banii se iau, da? Și ulterior este mult mai greu să ajungi la bani. Păi dacă la deschidere nu ești pregătit la start să intri în competiție și noi dormim pe noi anul ăsta, timp în care noi ar trebui să pregătim aceste proiecte în vederea deschiderii din 2023, când vom avea, iată, alocațiile financiare întregi. Dacă am pierdut startul, vom rămâne la fel ca și până acum. De asta consider cu atât mai mult că oamenii trebuie să cunoască, în primul rând, posibilitățile pe care le au în acest sens. Sunt binevenite și aceste întâlniri pe care spuneați că ați fost solicitate să le aveți în județ. Este bine ca oamenii să fie informați, este bine să știe ce pot să acceseze între 2023-2027. Mulțumim mult pentru toate aceste informații. Și eu vă mulțumesc. Vă mulțumim mult. Punem punct aici ediție de astăzi a emisiunii Interviul Zilei. Așadar, un interviu cu doamna Marinela Strâmbulescu, consultant Fondului European. Eu sunt Daniela Capșa, vă mulțumim pentru atenție. Aparicio este invitatul nostru astăzi la interviul zilei la TV Sud. Dânsul se ocupă de un depozit frigorific pentru legume și fructe în comuna Bustuchin. Să vom afla mai multe amănunte de la dânsul. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Ce pot să vă spun? Mai multe amănunte despre aceste depozite. Unde v-a venit ideea? Ideea a venit de mult, de-a lungul timpului. Și a venit pentru că am văzut, din la Maniuța, aici în Spania, ce fel de pământ aveți, agricultura mi-a plăcut întotdeauna și văzând alte țările unde nu se produce, cum se produce în România, eu cred că aici se poate profita de agricultura eco și bio și ne-am gândit și ne-am apucat de treaba cu mure și fructe de pădure și, bineînțeles, depozitul acesta este pregătit și pentru legume și pentru orice. Deci și legume și fructe pot să aducă oamenii aici în depozitul dumneavoastră. Da. Ați început prima dată cu o plantație de șofran, apoi ați continuat cu o plantație de mor. Cum a fost anul acesta? Anul acesta, din cauza secetei, eu cred că majoritatea lumii și în Europa s-a întâmplat la fel, am avut multe probleme, pentru că n-a plouat deloc, și lumea care nu are sistemul de irigație e greu. Este greu. Asta trebuie să ne luptăm tot și să ne ajute guvernul, să facem un program de acestea, să ne ajute pentru
pentru toate chestiile acestea, că avem fonduri europene și se poate profita în ceea ce privește lucrul acesta. Eu cred că ar fi o idee frumoasă, pentru că îi ajutăm pe oamenii să se dezvolte și mai ales când vine un sezon sau sezonul acesta a fost foarte, foarte secetos, fără apa nu se poate face nimic și mai ales când vorbim despre nume, că au nevoie de apă. Au nevoie, bunele au nevoie, sí, fără apa avem probleme. Și a fost într-adevăr secetă anul acesta. Sunteți pregătiți pentru mai departe, pentru comercializarea acestor fructe de pădure și de pomeni? Clar, noi acum suntem într-o stare de probă, facem probele, facem de toate, că până să fim pregătiți la anus. Aveți foarte multe copii aici. Noi asta sunt la fel. Noi acum, din plantația noastră am luat, am colectat murele noastre și facem probe cu calatorie, ca să fie bine, să vedem dacă nu au ajuns unde trebuie să ajungă aude, pentru că clienții în Europa sunt foarte, foarte exigenți. Și chiar dacă murele noastre sunt frumoase, sunt cele mai gustoase din, eu cred că din toată Europa, dar trebuie să ajungă în condițiile bune. Pentru că clienții, dacă vezi că sunt ude sau sunt nou, arată bine, chiar dacă gustul este frumos, nu se cumpără, nu se vinde. Bine, ați discutat până acum pentru a comercializa ceea ce veți avea aici, de fapt. Da, noi avem clienți în Spania, avem clienți în Germania, în Italia, în Austria, în toată Europa. Și, bineînțeles, Germania și Austria sunt consumatori și în Spania la fel se consumă. Și deocamdată am început cu Spania pentru că sunt clienți de mulți ani de zile. Noi avem încredere acolo și am clienți de mulți ani de zile, cum am spus. Și acum facem un transport. Am făcut un transport ca să se vadă cum ajunge și suntem în cercetare, bineînțeles. Deci că trebuiesc condiții deosebite pentru a păstra aceste legume și fructe aici și pentru a le comercializa. Am văzut acolo că aveți anumite caserole pentru... Da, dacă vrei, ce le arăt. Da, o să ne uităm la respectatori să vedem... Asta sunt caserolele de 125 de grame. Se pune aceste prosop absorbent. Ca să, nu, ca să ajungă acolo, pentru că, cum te-am zis, clienții sunt foarte exigenți. Si no vor să vadă niciun lichid aici și nu știu ce, și asta se pune de obicei ca să se pastreze mai bine. Da, murele trebuie să arate perfecte și sunt convins să arate perfect. Trebuie să strălucească, trebuie să fie, cum se zice în limba română, nu știu, negre, ca să nu aibă nicio cuvă de asta de roșii și uscate. Trebuie să fie uscate, să nu arate așa. Să strălucească, dar fără niciun lichid, niciun nimic. Deci aveți acolo în spate, ne-ați spus, un depozit de congelare. Asta e de congelare? Asta e de refrigerare. Acolo, la anul vom pune murele proaspete, ca să ajungă în Spania sau oriunde, să ajungă proaspete, și congelare pentru industrie. Este o piață de desfacere în piața și se castigă la volum. Până la urmă, murele care nu arată bine, care nu sunt frumoase, se aprofită toate. Nu se pierde niciun gram de mure. Pentru că se poate congela și după aceea se folosește pentru piure, pentru copii, marmelada, ceața, se face de toate. Pe tot vorbeați de marmelada. Există posibilitatea, nu știu, în timp să ocupați și de așa? Avem zona de prelucrare. Da, asta e ideea noastră. Nu doar să exportăm, ci să facem industria, să creăm industria aici, că aici, că, bineînțeles, toată lumea exportă și în Spania s-a exportat tot. Și cine sunt foarte deștepți, germanii, ce fac ei? Profită de gumele noastre și de fructele noastre pentru a face dulceața, pentru a face piure, pentru a face de toate. Se creează industria, că eu cred că este cel mai important. Nu doar la exportare și așa mai departe. De fapt, noi avem o zonă de prelucrare pentru a face toate chestiile acestea. Ca să se cunoască. Să creează și locuri de muncă cu această ocazie. Clar, normal. Noi avem, cum avea nevoie, de 20 de persoane. 20-30 de persoane, minim. Avem în vedere că avem clienți, avem fructe și avem... Așa sper eu, dar nu o să fie mai puțin 600 tons și să profităm de toate chestiile acestea.
dar roșii, castravete, ceapa, avem cele mai bune produse în România, din casul natural. Deci, le bune și fructe, cum au primit oamenii din Buzdubieni această idee, depozitul acesta? Eu cred că foarte bine, foarte bine. Eu sunt foarte bucuros pentru că, bineînțeles, nu locuiesc permanent, dar majoritatea timpului meu, ultimele 4 ani de zile, cele 4 ani de zile, 5 ani de zile, am fost aici permanent. Și lumea, eu cred că, este bucuroasă, așa cred eu. Și oricum, putem, se va aduna aici cu starea oamenilor și mai multe firme, pentru că noi avem nevoie de palet, avem nevoie de cutiere, pardon, avem nevoie de casetori, avem nevoie de multe. Și lumea, eu cred, în Spania, de exemplu, când acum 30-40 de ani de zile s-a întâmplat la fel, într-un sat, o comună, s-a înființat o firmă de acest fel, a crescut, a trecut de la 3.000 de persoane, 4.000, până la 45, când s-au înființat fabricii de canabine, când s-au înființat depozite și s-au creat și cooperative agricole. A crescut, avem cooperativa agricolă de 1.500 de parteneri, unde Ojala Industrială, unde lucrez ei, lucrează toată lumea, este 40.000 de metri pătrat, asta este o lucrărie. Ne gândim în proiecte de mult mai mare să aici în România. Dacă va merge bine, că va merge bine, sigur. Asta știm. Am înțeles. Dacă ați putea să ne spuneți cam cât a costat proiectul acesta? Frate, nu pot să te spun pe cifra exactă, pentru că nici măcar nu știm deocamdată, momentan, pentru că încă nu am terminat. Am văzut pe acolo amenajați zona de birouri, deci mai aveți... Da, acum mai avem de lucru, nu știu. A fost scump. Și am riscat tot ce avem. Da. Dacă plantația de mur a fost afectată de secetă anul acesta, plantația de șofran din anii anteriori, cum a fost? Nu, eu pentru șofran nu sunt îngrijorat, pentru că șofran rezistă absolut tot. Nu are nevoie de multă apă, adică doar când ploa. Și dacă ploa puțin, nu contează la fel. Acum se pregătește șofran. Se plantează, noi nu am plantat pentru că sunt 4 ani de zile de ciclu, are un ciclu de 4 ani de zile și al nostru este sub pământ liniștit și va crește în noiembrie, cam așa, crește din nou. Asta nu există nicio problemă. Cu mure, dacă nu ploua, este o problemă mare. Da. Vă mulțumim mult de tot pentru toate acestea, mai multă, multă poftă cu proiectul dumneavoastră. Mulțumesc mult și vă mulțumesc pentru interviul acesta și sper să fi fost plăcut pentru telespectatori. Mulțumim mult, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Interviul Zilei. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție. Era Residence, construit într-o zonă dinamică a orașului Târgu Jiu, foarte aproape de inima municipiului, dar totodată ferită de agitația cotidiană. Complexul beneficiază și de o piscină exterioară. 12 locuințe cu o arhitectură deosebită, cartier independent energetic prin panouri fotovoltaice, pompe de căldură, aer, apă, smart home, totul controlat pe smartphone Android sau iOS. Cartier supravegheat video cu video interfon și loc de joacă pentru copii. Bucură-te de un design interior unic, finisaje de top, fațadă ventilată și geamuri tripan. Contactează Era Residence și alege noua ta casă. 24 Systems, cei mai buni specialiști lucrează pentru tine. Instalații electrice, automatizări, iluminat LED, aparate de joasă tensiune și echipamente electrice de ultimă generație. Și pentru că avem cei mai buni specialiști, la noi găsești și tipar digital și print. Soluții eficiente de multiplicare rapidă în serii mici și medii. 24 Systems. Specialiști la dispoziția ta. Telefon 0755-191-191. 24 Systems. E o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până joi de la 21, la ora adevărului. Informația îți dă putere.
Noi avem informația. Sunt Iulia Blondea și de luni până vineri de la ora 19 îți arăt Gorjul Obiectiv. Aparicio este invitatul nostru astăzi la interviul zilei la TV Sud. Dânsul se ocupă de un depozit frigorific pentru legume și fructe în comuna Pustuchin. Să vom afla mai multe amănunte de la dânsul. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua! Bună ziua! Ce pot să te spun? Mai multe amănunte despre aceste depozite. Unde v-a venit ideea? Ideea a venit de mult, de-a lungul timpului. Și a venit pentru că am văzut, când am ajuns aici în Spania, ce fel de pământ aveți, agricultura mi-a plăcut întotdeauna și văzând alte țările unde nu se produce, cum se produce în România, eu cred că aici se poate profita de agricultura eco și bio și ne-am gândit și ne-am apucat de treaba cu mure, cu mure și fructe de pădure și bineînțeles, depozitul acesta este pregătit și pentru legume și pentru orice. Deci și legume și fructe pot să aducă oamenii aici în depozitul dumneavoastră. Da. Ați început prima dată cu o plantație de șofran, apoi ați continuat cu o plantație de măr. Cum a fost anul acesta? Anul acesta, din cauza secetei, eu cred că majoritatea lumii și în Europa se întâmplă la fel. Am avut multe probleme, pentru că nu a plouat deloc și lumea care nu are sistemul de irigație e greu. Este greu. Asta trebuie să ne luptăm tot și să ne ajute guvernul să facem programele acestea, să ne ajute pentru toate chestiile acestea, că avem fonduri europene și se poate profita în ceea ce privește lucrul acesta. Eu cred că ar fi o idee frumoasă, pentru că îi ajutăm pe oameni să se dezvolte și mai ales când vine un sezon sau sezonul acesta a fost foarte, foarte secetos, fără apa nu se poate face nimic și mai ales când vorbim despre lume, că au nevoie de apă. Au nevoie, sí, fără apa, avem probleme. Da, și a fost într-adevăr secetă anul acesta. Se pregătiți pentru mai departe, pentru comercializarea acestor fructe de pădure și legume? Clar, noi acum suntem într-o stare de probă, facem probele, facem de toate, că până să fim pregătiți la luz. Da. Aveți acum foarte multe copii aici. Copii asta sunt la fel. Noi acum, din plantația noastră am luat, am colectat murele noastre și facem prove cu calatorie, ca să fie bine, să vedem dacă nu au ajuns unde trebuie să ajungă ude, pentru că clienți în Europa sunt foarte, foarte exigenți. Și chiar dacă murele noastre sunt frumoase, sunt cele mai gustoase din toată Europa, dar trebuie să ajungă în condițiile bune. Pentru că clienții, dacă cred că sunt ude sau sunt nu arată bine, chiar dacă gustul este frumos, nu se cumpără, nu se vinde. Nu ne-ați discutat până acum pentru a comercializa ceea ce veți avea aici, de fapt. Da, noi avem cliențe în Spania, avem cliențe în Germania, în Italia, în Austria, în toată Europa. Și, bineînțeles, Germania și Austria sunt consumatori și în Spania la fel se consumă. Și deocamdată am început cu Spania pentru că sunt clienți de mulți ani de zile. Noi avem încredere acolo și am clienți de mulți ani de zile, cum am spus. Și acum facem un transport. Am făcut un transport ca să se vadă cum ajunge și suntem în cercetare, bineînțeles. Credeți că trebuiesc condiții deosebite pentru a păstra aceste legume și fructe aici și pentru a le comercializa? Am văzut acolo că aveți anumite caserole pentru... Da, dacă vrei, ce le arăt? Da, o să le arătăm la telespectatori să vedem... Asta sunt caserolele de 125 de grame. Se pune aceste posop absorbent. Ca să ajungă acolo, pentru că, cum te-am zis, clienții sunt foarte exigenți și nu vor să vadă niciun lichid aici și nu știu ce, și asta se pune de obicei ca să se păstreze mai bine. Da, murele trebuie să arate perfecte și se promit să arate perfect. Trebuie să strălucească, trebuie să fie, cum se zice în română, nu știu, negre, ca să nu aibă nicio cuvă de asta de roșii și uscate. Trebuie să fie uscate, să nu arate așa, să se strălucească, dar fără niciun lichid, nicio nimic. Da.
dat. Asta, așa și... Aveți, deci aveți acolo în spate, ne-ați spus, un depozit de congelare. Asta e de congelare? Da? Asta de aici, asta e de congelare și asta e de refrigerare. Acolo, la anul vom pune murele proaspete, ca să ajungă în Spania sau oriunde, să ajungă proaspete, și congelare pentru industrie. Este, este o piață desfacere cu piața și se castigă la volum. Până la urmă, murele care nu arată bine, care nu sunt frumoase, se, se aprofitam toate, nu se pierde niciun gram de mure. Se poate congela și după aceea se folosește pentru piure, pentru copii, marmelada, ceața, se face de toate. Pe tot vorbați de marmelada, există posibilitatea, nu știu, un timp să vă ocupați și de așa ceva? Avem, avem, zona de prelucrare. Da, 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 asta e ideea noastră. Nu doar să exportăm, ci să facem industria, să creăm industria aici. Că aici, că, bineînțeles, toată lumea exportă. Și în Spania s-a exportat tot. Și cine sunt foarte deștept, german, german nemți, no, no, nemți nu, germanii, ce fac ei? Profita de, de gumele noastre și de, și de fructele noastre pentru a face dulceața, pentru a face piure, pentru a face de toate. Se crea așa industria, că eu cred că este cel mai important. Nu doar la exportare și așa mai departe. De, de fapt, noi avem o zonă de prelucrare pentru a face toate chestiile acestea, ca să se comoască. Să creează și locuri de muncă cu această ocazie. Normal, normal. Noi avem, cum avea nevoie de 20 de persoane, 20-30 de persoane, minim. Având în vedere că avem clienți și avem, avem fructe și avem, așa sper eu, dar nu o să fie mai puțin centos și să profitam de, de toate chestiile acestea. Dar rosii, castravete, ceapa, avem cele mai bune produse în România. Din casuri naturale. Deci, legume și fructe, cum au primit oamenii din Buzdugene această idee, depozitul acesta? Eu cred că foarte bine, foarte bine. Eu sunt foarte bucuros pentru că, bineînțeles, nu locuiesc permanent, dar majoritatea timpului meu, ultimele 4 ani de zile, 4 ani de zile, 5 ani de zile, am fost aici permanent. Și lumea, eu cred că, că este bucuroasă, așa cred eu. Și oricum, putem, se va aduna aici și bunăstarea oamenilor. Și mai multe firme, pentru că noi avem nevoie de palet, avem nevoie de cutiere, pardon, avem nevoie de casători, avem nevoie de multe. Eu cred că în Spania, în Spania, de exemplu, când acum 30-40 ani de zile s-a întâmplat fel, într-un sat, o comună, s-a înființat o firmă de acest fel, a crescut. A trecut de la 3.000 de persoane, 4.000, până la 45, când s-au înființat farmacii de canamide, când s-au înființat depozite și s-au creat și cooperative agricole. Am crescut, avem cooperativa agricolă de 1.500 de parteneri, unde ojala industrială, unde lucrez ei, lucrează toată lumea, este 40.000 de metri pătrați. Asta este o jucărie. Noi ne gândim în proiecte mult mai mari și aici. Dacă va merge bine, că va merge bine, sigur. Asta știm. Am înțeles. Dacă spui să ne spuneți cam cât a costat proiectul acesta. Frate, nu pot să te spun cifra exactă, pentru că nici măcar nu știm deocamdată, în momentan, pentru că încă nu am terminat. Am văzut că acolo amenajați zona de birouri, deci mai aveți... Da, acum mai avem de lucru, mai avem de lucru, nu știu, a folosescu. Și-am riscat tot ce avem. Da. Dacă plantația de mur a fost afectată de secetă anul acesta, plantația de șofran din anii anteriori, cum a fost? Nu, eu pentru șofran nu sunt îngrijorat, pentru că șofran rezistă absolut tot. Nu are nevoie de multă apă, adică doar când ploa, și dacă ploa puțin nu contează la fel. Acum se pregătește șofran, se plantează, noi nu am plantat pentru că sunt 4 ani de zile de ciclu, are un ciclu de 4 ani de zile. Și al nostru este supament liniștit și va crește în noiembrie, cam așa, crește din nou. Asta nu există nicio problemă. Cu mure, și dacă nu ploua, este o problemă mare. Da. Vă mulțumim mult de tot pentru toate acestea. Mă mântă multă poftă cu proiectul dumneavoastră. Mulțumesc mult și vă mulțumesc pentru interviul acesta și sper să fi fost plăcut pentru telespectatorii. Mulțumim mult, punem punct aici ediției de astăzi a emisiunii Interviul Zilei. Eu sunt Daniela Gapșa, vă mulțumim pentru atenție.
Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Gorj Obiectiv, o nouă ediție. În această seară vom discuta despre ce s-a mai întâmplat zilele acestea, ce s-a mai întâmplat astăzi. Ați văzut și dumneavoastră la Târgu Jiu un protest cu sute de persoane care au ieșit în stradă. Este de fapt o caravană a celor de la cartel Alfa care a mers prin toată țara, a mers prin mai multe orașe ale României. A protestat astăzi și la Târgu Jiu, un marș anti-sărăcie, pentru că am discutat cu oamenii, sunt revoltați, sunt îngrijorați de ce va veni în perioada următoare, pentru că știți și dumneavoastră, s-a anunțat una dintre cele mai grele ierni care urmează să vină. Deja facturile colosale au început să ajungă la români, unele întârzie și sunt anunțuri că oamenii vor primi facturi și pe 4-5 luni. Cum se vor descurca rămâne de văzut, însă cert este că oamenii se tem că vor rămâne la iarnă în beznă și în frig. Drept urmare, le cereau guvernanților să rezolve această situație, să vină cu măsuri concrete și să crească pensiile și salariile. Momentan au fost creștere, ați văzut și dumneavoastră, însă nu pentru români, ci pentru o anumită categorie a aleșilor locali și pentru oameni momentan nu se cunosc date certe câte procente și când vor fi puse acestea în plus la salariu sau la pensie. Vom discuta și despre complexul energetic Oltenia. Ați văzut, Virgil Popescu a venit în județul Gorj, a spus că Oltenia nu se va închide, nu vor fi disponibilizări. Mâine din nou vor veni și vor vizita complexul energetic Oltenia, mai exact cariera Pinoasa, mai mulți senatori din partea Partidului Social Democrat, dar și de la UDMR. Ce se va întâmpla vom vedea și mâine. Însă cert este că iată au venit și primele declarații ale ministrului în toată această situație tensionată despre complexul energetic Oltenia. Vom discuta despre aceste lucruri, vom discuta evident și despre cele patru runde de alegeri care urmează să fie în mai puțin de 2 ani. Vor fi ani electorali grei și deja partidele se pregătesc evident pentru anul electoral 2024. Vedem cum stăm și pe plan politic și evident cum influențează și acest lucru soarta noastră a tuturor românilor. Vom discuta despre toate aceste lucruri, dar și despre multe altele cu invitatul meu din această seară. Permiteți-mi să vi-l prezint. Este vorba despre domnul Ion Tudor, care este avocat, dar și președinte al formațiunii politice Alianța pentru Patrie, filiala de la Gorj. Bună seara! Să rămână, Ilia! Bună seara, stimați telespectatori! O seară de toamnă foarte frumoasă, dar din păcate cu soarele umbrit de durerea și necazul oamenilor care am auzit că și astăzi și-au strigat în stradă durerea. Felicit pe cei care au organizat, dar totodată îmi permit să îi rog, când mai organizează asemenea activități, asemenea acțiuni, să încerce să facă o mobilizare și în rândul partidelor, pentru că și noi suntem români și noi gândim la fel, noi, partidul destul de nou, Alianța pentru Patrie, un partid care are ca prim obiectiv creșterea bunăstării poporului român, a cetățeanului român, a românilor, întărirea suveranității, a independenței și să ne redobândim avuțiile pe care alții ne le-au furat. Se mai poate, da, domnule, sigur, să ne redobândim? Poate. Se poate orice. Că vedem că este ne privatizăm orice. Pe bandă rulantă, așa eu știu. Nu, să știți că lucrurile se vor schimba. O nouă ordine mondială, politica se va reseta. Foarte mult, poate 80-90%. Să știți că nu o să intrăm foarte mult la mănunte, dar știți că Alaska va reveni Rusiei? Știți, nu? Ce înseamnă asta? 60 sau 50% din petrolul pe care îl extrage America din Alaska nu va mai fi. Știți că în China noul președinte a schimbat radical politica față de globalism?
Știați că în jurul lui Putin gravitează mai multe state ale lumii foarte puternice care în niciun caz nu agrează tatăl 1, tată, părinte 1, părinte 2 sau ceea ce vedem noi pe ăștia despelegoi pe stradă de ți-e rușine tu ca om matur să vezi. Sigur, e dreptul lor să ducă fratele meu, dar nu pe strada, prin târguri sau prin sate să facă, ducă prin, pe câmpuri să-și facă satele lor dacă vor. Mă rog, căci că drepturile omului. Așa că, încă o dată, noi, românii, am suferit prea mult. Încă mai suferim. Dar și urmează și mai ne uităm în istorie. Iulia, se umple paharul. Paharul se umple. Ori va fi o schimbare pașnică, o revoluție de catifea, așa cum a fost... Nu va fi o revoluție, dar mă refer la revoluție de catefea, cum au fost în alte state. Bine, am auzit și aceste cuvinte de la protestatari. Pentru nu că, astăzi. Dar au mai fost proteste în care se spunea că e nevoie. Nu, va fi greu de făcut o nouă revoluție. Singurul mod, în momentul de față, de a-și schimba viața politică din România în folosul cetățeanului, sunt alegerile. Alegerile la care, dacă românii nu vor ieși peste 70%, peste 70%, nu vor fi mari schimbări, pentru că partidele mari au deja batalioanelor de votanți, e firesc, sunt partide mari, sunt mulți membri de partid și, în schimb, cei mai mulți alegători din România sunt nehotărâți, pentru că cel mai mare partid care bine, ar fi să voteze ar fi... Bine, aici tot timpul a fost o problemă să mobilizăm acele... Sigur că da. Să mobilizăm. Așa că, acele electorate. Uite că ziceai tu de să vedem peste 2 ani, aproape 2 ani sau mai puțin de 2 ani, urmează 4 mari încrâncenări în politica românească, vor fi încrâncenări, disperarea unora să nu piardă Ciolanu, dorința prea mare a unora să câștige Ciolanu și... dorința românilor de a le fi mai bine. Noi, ca partid, Alianța pentru Patrie, încă mai cred mulți că vom dispare așa. După ce a fost discuția cu Liviu Dragnea, am văzut deja ieri sau astăzi, am citit că un nou dosar are deja un nou dosar, este chemat într-un nou dosar. Nu acuzat încă, nu știm, să vedem. Deci era clar că era vânat și în continuare, dacă ar fi rămas în vârf, la nivelul, la vârful partidului, ar fi avut mult mai mult de suferit. Însă politica noastră și planul, programul nostru, statutul partidului, este statutul partidului și o politică social-democrată, de stânga în continuare, cu mari segmente liberale, dar și conservatoare. Conservatori pentru că tot ce este bun, tot ce este românesc și a fost bun, vom păstra și vom merge în continuare, vom milita pentru profesiile liberale, vedeți, eu sunt avocat, vom milita pentru susținerea și vom susține cu multă îndârjire capitalul românesc. Sunt în continuare vânați întreprinzătorii români, se încearcă cu disperare din partea marilor concerne să pună monopol, însă au început să aibă surprize. M-am bucurat sincer, vă spun, când am văzut fabrica de zahăr Luduș nu se va închide, pentru că românii au făcut ceea ce n-au mai făcut de mult, au strâns rândurile, s-au unit, au creat o asociație, o societate, nu contează ce, și au luat fabrica de zahăr. Să și pregătiseră niște venetici, niște... Mă opresc aici. Să facă planul să o taie, să vândă la fier vechi. Din două motive. Să scoată bani mult mai mulți decât dădeau pe ea ca să o cumpere. Și de-al doilea motiv, și atenție oameni buni, 80%, poate chiar mai mult, din aceste privatizări nu se fac cu scopul de a se reporni fabricile respective sau de a se crea producția autohtonă. Nu. Să fie tăiate, să fie demolate, să se permită în continuare intrarea pe piață
a României produse din afară. Bun, n-am avea nimic poate de spus. Sigur, competență, competitivitate, dar dublu standard. Dublu standard, îl spunea și Dragnea. Și îl spunem și noi în continuare. De ce zahărul lor care îl mănâncă e mai dulce? De ce? Bine, să facă diabetei. Niciodată zahărul lor nu va fi mai bun decât sarea noastră. Asta noastră pe care vor ei să o ia. Nu cred că vor mai apuca să o ia. Da, nu vedeți cumva că se încearcă tot ce e românesc? Ba da, Iulia. Se încearcă. Se încearcă să, eu știu, să... Noi dăm la export ce producem aici, pentru că nu avem fabrici de procesare. Dom'le, ce este greu să investim în fabrici de procesare și să nu mai dăm, grâu în, la export și să importăm produs congelat din grâul nostru pe care îl dăm. Păi nu, nu din grâul nostru, este din terenurile care rămân din grâul nostru, exact. Știți? Adică... Vedeți, am spus-o la mult, Ceaușescu a avut ideea și începuse să creeze o mică privatizare în zona satelor, făcând pe râurile de munte mori. Da? Tehnologie modernă, nu la întâmplare. Asociați, mai mult asociați, sau CAP-urile, sau IAS-urile, vedeți cât de departe s-a gândit. Acum, de ce nu se mai poate? Nu se... Vă aduceți aminte că au fost la început multe brutării, în fiecare sat aproape era brutărie. Ce pâine bună era pe vatră. Da? Vă aduceți aminte că erau morile mai tradiționale, mai făina de mălai. Cât de bună era făina de mălai românesc. Mai avem câteva pe la Vâlcea, foarte pe la Băneasa, foarte puțin care mai fac făină, făina românească. Greu. Nu pot să concureze cu produsele de mâna a treia, a patra, care sunt pe raft venite de afară. Adică afară sunt subvenționate produsele, chiar și pentru export. Deci în Franța, în Germania, în toate astea țările ăștia care se cred buricul pământului, la ei sunt subvenționate pământul. Nu putem noi să concurăm producătorul român să concureze cu producătorul de acolo. Niciodată. Pentru că este subvenția. La noi nu avem voie. Nu avem voie datorită acestor indivizi care își bat joc de poporul român, politicieni, datorită lor sunt aceste probleme cu care se confruntă România. Politica lor de slugărnicie, de stat în genunchi, sau să nu mai zic în pielea goală, prin cearșafuri. Mare nenorociți poate să fie. Dumnezeu să mă ierte. E la mod așa acum, ne-ați văzut că e la mod acest curent. Ducă să dracu unde vor, dar nu la modă, la modă, strică copiii români. Bun, fiecare e liber până la urmă să-și trăiască viața cum dorește. Dar să ducă unde atunci, vrea. Știți cum nu, e, nu sunt eu obligat să-l văd pe stradă în pielea goală. Când deții o funcție publică, când ești un politician care până la urmă decide destinele românilor care l-au sau trimis acolo, acolo în Parlament. Votează și ar trebui votează. Să fie mai atent ce așa. Ce încredere la... mai poți să ai când ăla stă prin cearșafuri așa cum... Nu știu, nu se va întâmpla, o să aibă grijă să-l cocoloșească pe domnul, să ducă, să ia mama. Bun, dar știți cum e? Până la urmă vedem că ni se spune, domnule Tudor, urmează o criză cum nu am mai văzut, urmează o iarnă cum nu s-a mai văzut. Facturi colosale, încercare. Tudor. Dar vedem că în Parlamentul României se votează mărirea salariilor primarilor, aleșilor. Sigur, vis-a-vis de primari, locali. Atenție. Vis-a-vis de primari, cred că, am spus-o și o repet, cred că a fost o măsură bună. Acum, eu n-am urmărit. Nu spune nimeni, nu contestăm totuși, că nu este o măsură bună. Să dea Dumnezeu că, atenție, să crească peste tot. Mărește primarului, mărește la tot aparatul primării. Dom'le, dacă se... Lasă-i. Poate că la primărie sunt primari care n-au bani să plece cum așa. Alta este întrebarea. Era... N-au de unde. Da, era momentul... La primar, da. Dar era momentul acum când ni se spune să facem duș în doi, domnule Tudor. Era momentul... Păi cum? Dacă ăla care votează duș în doi a apărut în pat cu ăla în cearșaful, cum să nu? Iau, bun, păi da cum? Asta vă spun, era momentul când li se spune românilor, domnule, încercați să faceți economie, mai stingeți un bec, schimbați becurile, românii luați pe leduri. Românii n-au nevoie să le spună acești indivizi, acești neaveniți, vremelnici, cocotați pe funcții. Românul a fost de când din lumea grijuliu cu banii lui. Nu suntem grijulii când e vorba de mâncare. Aici, Dumnezeu să mă ierte, cumpărăm, că așa am fost învățați. Probabil că după 89, când eram totuși mai ponderați, că nu puteai să... Ai fi vrut să iei 5 pâini, dar chiar dacă aveai
cunoștințe să iei 5. Luai totuși 3, că te vedeau vecinul, știi? Sau nu luai 5 grame de carne, luai 2. Ei, acum sunt de toate, sunt produse multe, bani puțini, la mâncare facem risipă. Toți facem, și eu sunt convins că oricare. Dar aceste crize sunt în niște aspecte create artificial. De a băga frică în cetățeni, în oameni. Alianța pentru Patrie, să știți că prin conducerea centrală, dar și noi, prin organizațiile județene, luăm poziție la fiecare apariție a acestor vremelnici ocupanți în fotoliile călduroase, o să le înghețe lor spinările când n-o să mai fie acolo în fotoliile ăla, luăm vremelnic poziție, fie sesizăm organele de abilitate, fie le explicăm oamenilor. Codrin Ștefănescu, prin strategia care din ultima perioadă, ne-a solicitat foarte clar. Spuneți-le oamenilor, haideți să vadă oamenii adevărul. Și știți că le facem plângeri penale, fără doar și poate, până la urmă se vor găsi și că sunt destui procurori drepți și cu curaj în țara asta. Și vor fi. Sesizăm instituție, sesizăm avocatul poporului, ba cerem răspuns la primul ministru și ne-a dat răspuns. Ei, nu ne-a dat răspuns Sorinel Grindeanu, care nu zice că e gorjan. El gorjan, el e bănățan, tolomac. Nu el e tolomac. Tolomac este un cuvânt care nu este caracteristic oltenilor, că noi suntem iuți și repezi, da? Deci s-au făcut niște solicitări, niște răspunsuri vis-a-vis de compania AirBlue, vis-a-vis de niște angajeri, vis-a-vis. N-a răspuns Sorin, n-a avut timp, e pe autostrăzi. Nu știu ce face acolo. Dă cu pasul. Nu contestă nimeni că s-au tăiat niște bani. Dar mai răspunde cineva la ceva? Păi să știți că ne-a răspuns de la primul ministru, am făcut o solicitare primul ministru și l-a pus pe domnul Naxu, secretarul general, și ne-a dat răspuns. Ne-a dat răspuns că adresa trimisă de Alianța pentru Patrie a fost înregistrată la guvern, iar secretarul general guvernului, conform procedurii, a dirijat-o la Ministerul Economiei, urmând ca să primim răspuns și noi și să le comunice și dumnealor. Deci se pot face niște, au început să se miște. Din păcate, românii încă sunt bulversați. Oameni buni, în decembrie 89, Ceaușescu a făcut greșeala când ne-a zis mai luați un flanel pe voi. Nu ne-a spus să stângem becurile, ni le-au stâns ei. Când stângea becul, s-a oprat curentul. S-a oprat curentul, s-a oprat căldura. Așa cum, nu mi se spune cu flanelul, dar tot ceva de genul. No, să mai stăm cu o haină pe noi. No, Virgil, vecinul mi-a spus clar. Acou, eu stă în blugi, în casă. Păi, bă, dacă băna Virgil, lasă-o încolo, mă surprinde. Politicienii noștri. Stai în blugi, în casă. Păi cum stăm în blugi, în casă, ca pe stradă? Nu dormi și în blugi. Asta e nivelul lor. Încercările lor de a ne jigni, umili, stați în blugi în casă, m-a luat un flanel pe voi. Nu le vor ține lor de cald, deloc. Gata. Românii au început să frameze. Aceste ieșiri sporadice în stradă, cum a fost astăzi, cum a mai fost săptămâna trecută ceva, a fost un meeting organizat, nu știu, organizat. Îmi pare rău, îl salut pe domnul Costică Crețan, cu mare drag și cu mult respect. M-a solicitat să particip și eu la acest meeting. Am fost plecat din localitate, n-am avut cum să ajung, deși aș fi fost cu plăcere și aș fi soluționat dumnealui chiar în felul microfonului. Haideți că vă întreb altfel, că iată, aminteați de domnul Crețan, de protestele din piața prefecturii. Domnule, când a venit ministrul Virgil Popescu aici în Gorj, așa? N-am văzut pe nimeni revoltat, n-am văzut pe nimeni supărat să vină să întrebe pe domnul noi, care ministru. Ce să-l întrebe? Ceva? Politicienii, gorjeni la un... Ah, ba da, l-am văzut pe mine pe Weber și-l salut. Și Cosmin Popescu, bravo domnilor. L-au cam zgândărat o țărat. Știu eu, asta o fi fost în linia de la partid de sus sau dumnealor s-au săturat și ca reprezentanții ai gorjenilor
au avut curajul și l-au zgândrat un pic pe Virgil. Vă amintiți că Mihai Weber a mai spus, domnule, schimbarea, dacă nu. Iar Codrin Popescu foarte fin. Degeaba, că în Parlament s-a votat pentru susținerea lui Virgil Popescu. Bine, mă rog, sunt niște motive pe care le-au... Asta e politica. Le-au detaliat asta acolo. Asta e politica. Dar... Nu știu dacă... Astea sunt dovezi că una vorbim și alta facem. Categoric. Dar să știți că totuși, prin faptul că cei doi au dat un semnal, cei doi politicieni gorjeni, au dat un semnal, este un lucru bun. Este un lucru bun și chiar dacă te duci la București, păi aici spui că este cărbunele negru și la București spui că e alb sau invers, e alb cărbunele și e bună curentul care produce energia ieftină și bună pentru popor, pentru români, te duci la București și ce spui? E negru, miroase, face fum. Dublura asta nu cred că este. Nu, cumva nu. Din anunțurile lui Virgil Popescu am înțeles că lucrurile sunt bune, mea, politicieni, că nu închidem nimic, mea, că nu facem dispozitivi. Declarații politice, concret, nu așa ceva. Concret, angajări noi, decopertări, utilaje reparate, bani în reparația utilajelor, asta ne interesează pe noi. Bani în reparația la termocentrale, pe acolo, investiții, eu să iei bani, că sunt de la țară, la noi, așa am învățat, să fie bani, să cumpărăm tractoare, nu? Nu acum, să facem investiții. Facem investiții, cum vrei, să facă ceva. Dar nu fac. Vă spun, politica în Gorj este praf. Praf. Mai ales că urmează alegerile la PNL. Ce credeți că se va întâmpla acolo? O să vă spun. USR-ul, deocamdată Radu Miruță, care este un polițian tânăr, dar nu prea, el are totuși niște principii care nu prea ar fi cu USR-ul, știți? Mai mult ține cu Gorjul și îl salut și îl felicit și am mai spus-o de câteva ori când m-am văzut cu dumnealui. Pe când polițienii ceilalți până zilele trecute, Mihai Weber și, bine, ceilalți sunt mai tineri, n-au voie să vorbească în fața președintelui, n-au mișcat. PSD-ul au stat acolo, au fost în opoziție cu minți, au venit la guvernare, asta este coaliția, trebuie să respecti un protocol, dar de data asta au avut o ieșire față de... Noi le-am spus-o mereu și o vom spune mereu. Ce fac bine, bravo lor! Ce corect, fac rău, suntem cu ochii pe lor, pe ei și le spunem oamenilor din stradă. Le spunem, prin viu grai. Eu nu sunt adeptul actelor de huliganism și de dezordine în stradă. Deși foamea îl face pe om fiară. Foamea. Foamea de bani, foamea de mâncare, foamea de navuțire. Știți, foamea este un cuvânt care înseamnă mult. Și în această situație este posibil să ne trezim și cu multe acte turbulențe în stradă, ceea ce nu accept. Nu vom accepta niciodată. Da, nu vom ieta pașnic. Românii sunt cu minți. Haideți să o sunem pe dreapta, domnule Tudor. Când ies în stradă, ies fie oamenii mobilizați de anumite partide politice, de marile membrii companii de scoși în București împotriva PSD-ului. Foarte, foarte puțin români. Din proprie inițiativă. Gândiți-vă că ne uităm și la ce s-a întâmplat la ultimele runde de alegeri. Cea mai slabă prezență. Asta este foarte grav. La vot. Neimplicarea românului, neimplicarea noastră în problemele noastre până la urmă. Că sunt problemele noastre. Aici este foarte greu. Vedem în continuare cum copiii noștri pleacă. Sigur, eu nu sunt împotrivă. Dar unii pleacă pentru că sunt foarte buni și sunt valori și se duc afară în America, în Germania, unde se mai duc, în Anglia și dau dovadă acolo că sunt adevăr valori. Nu uită că sunt români. Dar sunt și mulți care pleacă de disperare. Și aici este problema, rămân acasă copiii, rămân acasă cu bunicii. Vă spun, am văzut într-o localitate în Gorj și felicit și pe cei de la primar că
s-a implicat, dar în mod deosebit felicit pe cea care a avut curaj, o doamnă, o femeie, pe un proiect să organizeze să înființeze after school într-un sat. Un sat al unei comune, e vorba de Peștișani. Deci nu în centrul Peștișanului, pentru că acolo încă n-au reușit să înțeleagă niște doamne ce înseamnă after school și încearcă așa să mai pună tâlpi. Probabil că o să le spună cineva că am zis eu așa ceva, dar dacă vor, le spun dumnealor personal. În schimb, îl felicit pe Cosmin Pigui pentru tot ce face la Peștișani. A avut Festivalul Sarmarelor, sigur, are și un consilier de deosebit, pe Izabela, colega voastră din presă, un om deosebit care se implică, vă spun cât suflet pune. Am văzut-o duminică la un dat când a zis, aoleu, ce mă fac? Încă nu am stabilit cu parcarea. Liniștește-te. Au venit cei de la poliție și de la ordine publică și de la rutieră. Sigur va fi ordine. Nu se face niciun fel de probleme. A venit foarte multă lume și de urată locuri de parcare. Vă dă un exemplu. Dar vă spun încă o dată. Acea doamnă care a avut curajul, cu echipa dumneavoastră, o echipă mică, cu voluntari, cu angajații care sunt acolo, copii, și am văzut acolo, sunt doi copii, două fetițe, doar o fetiță și un băiat, mă rog, părinții plecați. Copii, sunt și copii care părinții sunt mai modești, pentru că așa e la țară. Și totuși, alții înființează într-un parter de bloc after school la Târgu Jiu, loc de joacă, băi, niște reguli, nu știu, probabil că ori avea, nu știu, poate sus or fi altfel blocul construit sau că în față n-au sau să scos copilul în pauză sau eu știu, nu știu. Nu sunt evidente care nu se întâmplă și care... Da, sigur, dar copiii românilor de multe ori sunt lăsați cam de izbeliște. Datorită lipsei de posibilităților părinților sau bunicilor, datorită dezinteresului acestor politicieni, mare dezinteres, datorită politicii dezastroase privind învățământul românesc. Eu o știu bine pe doamna inspector general de la Gorj, pe doamna Marcela Mrejelu, un dascăl pe care toată lumea îl cunoaște. Lucrurile pleacă de sus aici, de la nivel legislativ. Și eu știu cât se zbate să facă totuși ceva pentru învățământul din Gorj. Adică este un om care mai mult nu politician. Sigur, este și politician, e firesc. Dar ca om de administrație, ca dască, deosebit. Nu e la noi în partid, îmi permit să spun, nu laud, spun un adevăr, cum nu am lăudat nici pe Cosmin Pigui, cum nu laud nici pe Ion Bârcă sau pe Ion Ciocea primarii, sau pe primarii noștri vecini de aceea de la Scoarța, de la celălalt lângă noi, cum de la Târgu Jiu, sau Băreștiu, sigur sunt primari extraordinari, dar au foarte mari greutăți datorită scumpirilor care s-au produs. Foarte mari greutăți. Văzut că și vor avea în continuare. Avem exemplul de la Stănești, unde mertați domnul primar de acolo și-a pus angajații să adune nisipul de pe marginea străzii, spunea că este material antiderapant din anii trecuți și nu va reface stocul pentru iarnă, se va ajuta de acest nisip adunat de pe marginea este străzii. Este o încercare, adică, de demnă de laudă. Este încercare, dar Iulia, imaginați-vă ce disperați sunt acești este oameni. Este o care... încercare, dar cred că ar fi trebuit să stau un pic de vorbă cu un specialist de la drumuri. Nu cu mine, eu știam doar să dau ordine la drumuri, nu eram specialist. Mulțumesc colegilor, adevăraților colegi de la drumuri care au făcut echipă cu mine. Puțin, dar bun. Totuși, după un an de zile, nisipul ăla impregnat mai pierde cu multe chestii. Pe, da. Dar poate că în disperare și poate că o să-l amestece cu sare sau cu alt... Era un exemplu de cât este, de, da, îngrijorați sunt oamenii e pentru lumele, de bravo, inclusiv ale și uite, locali. De nu mai și primarii din comunele mici, unul de la Lești și al de la Arcan, fac eforturi mari. Mari. Spre deosebire de primarul de la Aruncu, nu zic de dumneavoastră ultimul, nu că ar fi ultimul, departe gândul de mine, dar sunt și primari care după mai mulți ani au reușit și au dus comunele undeva la un nivel foarte sus.
dar greu. Și le este foarte greu și lor. Din acest motiv, singurii care mai fac politică în partide, singurii care mai țin partidele în picioare, sunt primarii. Pentru că în jurul lor gravitează totul și îl salut pe Cosmin Popescu pentru faptul că a reușit să-și apropie primarii. Toți, indiferent de partide, știe, a liniștit, l-au criticat, l-au beștelit, în continuare sunt unii care îl încolțesc, încearcă, își vede treaba dumnealui. O echipă bună și de consilieri. De ce nu pot fi politicienii cu toții așa? Dom'le, ne războim în campania electorală, nu au minte cum vrem, cum alegem să fie acel război? Dom'le, dar 4 ani, haideți să nu mai ținem cont de culoarea politică. Ieși în față și spune, ai greșit, Tudor, a greșit. Bă, dar nu cu încrâncenare. Știi, vorba aia așa, bă, mă înjur, dar zâmbește-mă măcar. Nu cu încrâncenare, nu cu răutate. Păi nu merg... Ați văzut ce se întâmplă în Parlamentul României? Mi-e greață. Mi-e rușine să spun că la Parlamentul României. Înjurături ca la ușa cortului, între deputați, între senatori, între... Asta e valoarea, Iulia. Au fost trimiși, au fost trimise non-valori. Au fost trimiși oameni slab pregătiți. Oameni de un nivel groaznic. Ca să poată să fie manipulați ușor, să poată să ridice mâna, să nu întrebe de ce ridică mâna sau de ce când ăla face așa sau așa. Știți, liderul de grup, pentru asta au fost, pentru asta vedem ce se întâmplă. Păcat. Și îmi pare rău, sunt două partide care sunt partide parlamentare, cu pretenții, cu primari mari, să facă așa ceva. Și știm despre ce este vorba, este vorba de USR și despre AUR. Păi, eu n-am înțeles nici e, vai de mine, marele meeting, marea mișcare, marea adunare, marea... pe 2 octombrie sau la București. Eu l-am spus că va fi un balon umflat artificial care se va sparge. Începe să se desumfle aur. Da. Că ați văzut ce au declarat că politicilor. Sondajele proaste. Îi arată mai sus decât PSD. Care sunt? Iulia. Nu e nimic întâmplător. Toate sunt manevre, toate sunt măgării, toate sunt făcături din dorința de a dispersa electoratul român, de a-l bulversa, de a-l speria. Aurul. Păi, vedem, aurul nu mai este ce a fost acum 2 ani. Vedem aurul, vedem că un lider de la ei se încaieră sau se ceartă cu doamna senator Șoșoacă. Păi unde vă treziți, măi, oameni buni, bă, rușine, mă. Să vă fie rușine pentru ce ne-ați arătat în Piața Victoriei. Indiferent că ați fost dincolo sau dincolo. Iar legat de perioada următoare, să știți că s-au cam hotărât toți băieții din Parlament, stăm cu minți, fără alegeri anticipate. Pensie specială, traine neacă în Parlament, bani, nu mai au mașini, dar au bani pentru toată mașini. Toată lumea e fericită. Secretare, consilieri de toate. Și atunci, asta e politică de Dâmbovița, politică de Mahala, politică, zice lumea, turcii, că au trecut, băi, fraților, vedeți ce Turcia, în continuare un imperiu, care face jocurile și pentru Europa și pentru lume, da? Vedeți că singurul care discută cu Putin sau cu singurul cu care discută Putin este Erdogan, este Xi, președintele Chinei. Sigur, și acum s-a apropiat de el și Brazilia. Să fie aceasta noua ordine mondială. Este deja din punct de vedere al banilor. Deci din punct de vedere al banilor ăștia sunt. Ei sunt. China, Turcia, Rusia. Rusia. Turcia, Brazilia, atenție, și nu numai, mai sunt câteva. Corea, cu apucăturile lui care sunt. Deci sunt. În primul rând, Asia nu va fi niciodată de bună voie într-o relație de prietenie cu America. Bun, și pe noi ne ajută dacă se schimbă noua ordine mondială sau ne încurcă? Păi dacă avem niște politicieni ca ăștia de astăzi, alege praful. Dar mă gândesc și eu și știu că în țara asta sunt multe valori. Valori, oameni de o valoare deosebită. Dar care stau liniștiți, de teamă, amenințați, vedeți ce se întâmplă. Dosare, făcătură de dosare, repede și la beci. Numai care e culmea, știți ce nu înțeleg? Nu apar când e omul la putere. Fie că vorbim de politician sau de alte categorii de persoane.
brusc când pierd puterea din mâini, apar ilegalitățile. Sunt polurile de putere din România, sunt între, zice lumea că serviciile. Nu, ca zici, nu sunt serviciile, sunt niște grupări cocoțate pe anumite chestii, în anumite structuri care fac aceste reguli murdare, toxice, dezastroase. Dar gruparea aia care să-i mai ajute și pe români nu mai există? Păi deocamdată nu. Dumnezeu mai este. Iulia, ard bisericile în țara asta. Arde, ars Palatul Patriarh sau ce arde de la Episcopie, de la Arhiepiscopie de la Constanța. Cum te duc pompierii, îl sting și după aceea îi zbunește cu o violență de neînțeles. Păi, eu am văzut flăcări albe. Păi nu, ce arde cu flacără albă? Arde cu aia, numai când tăiam cu sudura la liceu, trebuia să fie becuri, să scoată flacăra albă. Păi de unde? Am văzut la televizor, nu mă poate nimeni în contra ce sau prostii, sau spune că am văzut nu știu ce. Nu, știți cum? Nu ce nimeni nimic. Vorbeați de Liviu Dragnea. Când spunea Liviu Dragnea de statul paralel, toată lumea spunea, domne, are probleme. Nu, a exagerat cu statul paralel. Deci, eu cred că aici nu trebuie să zică statul paralel. Nu era un stat paralel. În schimb, erau niște grupări de interese foarte puternice, cu mulți bani, care făceau regulă. Bă, la PSD-ul erau câțiva grupări alea, care venea o listă pe care erau trecuți niște candidați. Auzeam și noi de ei, ne minunam, bă, ce nu mai fișesc. Băi, erau. Și la alte partide. Deci undeva un 25-30% din candidați vin așa din altă parte, impuși. De stânga, de dreapta, de sus, de jos. Cu diferite scopuri. Nu contează, da. Știți ce? Tot vorbeați noastră de biruri și de faptul că afaceriștii, chiar mă gândeam la un exemplu astăzi, domnule, șeful ANPC a dat un ordin prin care le cere patronilor de restaurante, de fast food-uri, să publice practic o carte, că nu-i putem spune, în care să spună acolo inclusiv valoarea nutrițională, dacă nu greșesc, a produsului, fiecare produs, ce conține produsul din care este făcută o mâncare. Adică știți cum? Haideți să îngreunăm. Constantinescu, care este foarte supărat că din punct de vedere politic pe la Constanța a primit așa un șut, dar care eu știu de mult, n-a venit de ieri sau de astăzi la NPC-ul, dar a greșit-o. Băi, există rețetare. Da? Rețetare. Pâinea cu maia se face așa. Bagi asta. Păi la ce să mai fac eu să am eu cartea asta care vând la hotel la mine pâinea cu maia, când producătorul este obligat să o aibă și o are, da? Tu faci savarine, eu fac ce să fac eu, e clar. Păi normal că avem fiecare rețetarul. Da, care ar fi scopul? Cine merge în restaurant și cere, vreau și o tochitură de porc, da, și mi-aduce și cartea, ce e în ea, ce grăsime are carnea, ce... Nu, cred că aici a exagerat. Adică, domne, punem birul pe acești oameni care, care Horeca a fost, a fost și extrem de grijulie față de manifestanții din piața universității, care ziceau jos PSD când a crescut roborul cu nu știu câte procente, știi? Dar acum că a crescut cu... Nu mai este nimic. Vorbim de soluții aberante, adică niște măsuri concrete să-i ajute pe oameni. Adică vrem să închidem tot, să-i facem pe oameni, domnule, închideți prăvălia și nu știu, du-te eventual să muncești sclav în Germania. Da. Nu știu, s-ar dori? Să plece brutarul din România. Sunt brutari care și-au făcut brutăria lor. Să plecăm, să ne luăm bagajul. Vrea nemții să meargă brutarul ăla care și-a făcut brutărie. Vrea să meargă în Germania să facă pâine. Ho-ho, la Velpitar ce ne face pâine? Velpitar, cel din tâi brutar? Românii noștri. Cine a făcut cele mai mari construcții pe mari șantiere din România? Românii noștri. Nu ăștia care vin cu mapa. Și am trimis afară și luăm indienii acum să ne ajute să... I-am gonit. I-am gonit, corect. I-am ușuit pentru că nu-i plătim. Pentru că, sigur, nu poate nici constructorul să suporte niște cheltuieli. Dar tu stai ce faci? Subvenționează-ne. 5 ani subvenționăm construcția de România. Subvenționăm ca să se construiască. Dar atenție la calitate și cantitate. Ați greșit,
pușcărie, niciun ban, nimic. Da. Fiecare în țara asta, nu știu, parcă face așa, fiecare ce vrea. Fiecare ce vrea face deocamdată. Nu mai există reguli, nu mai există nimic. Nu. Oamenii ies în stradă, guvernanții sfidează, sunt nemulțumiri. Uitați, se iau măsuri, nu știu. Da, aberante, tâmpenii, bătaie de joc. Dacă vor ieși în stradă românii în toate orașele mari, măcar în toate orașele mari, noi duminică suntem toți în stradă. Revoluția nu ies, vedeți că nu ies oamenii? Ei, aici e... Știi că nu da cu capul de pragul de sus și ajunge burta de spinare, o să iese. Greu a ieșit. A fost nevoie de fiecare dată să fie un simbol, o chemare, o voce care să-i cheme. Un Mihai Viteazu, un Tolu Adinărescu, o Ecaterina Teodoroiu, că vorbim de Gorj. Sau politicieni renumiți, cum au fost în Gorj. Au avut primul ministru din Gorj când s-au făcut confecțiile, când s-a făcut Unirea, când s-a făcut sanatorul. Sigur, bă, sanator, dar s-a făcut totuși. Unul dintre cele mai moderne spitale din țară și poate din Europa este sanatorul de la Dobrița. În ultimii ani nu cred că putem vorbi despre investiție majoră în județul Gorj. Nu putem vorbi. În Gorj, mă refer, nu. Mărunțișuri, de când am terminat noi drumurile, adică noi ăștia huliții. Că ați ajuns aici. Haideți să ne uităm ce se întâmplă în alte județe. Ieșim de la noi din Gorj, intrăm în Petroșani, mergem 10 km și se schimbă. Parcă intrăm în altă țară. Este o altă lume către Ardeal, către vestul țării. De drumuri, deci, când plecăm din Târgu Jiu către Petroșani, când plecăm din Târgu Jiu către Petroșani, deja este altul. Un drum pe defileul Jiului. Nu contest, care nu s-a zicem, făcut, dar mă refer că da, lucrurile altceva. Se mișcă parcă altfel. Parcă terenurile mai bine muncite, parcă sunt este clădirile altceva, mai frumoase. Este altă, parcă este altă zonă. Este. La noi aici, în județul acesta, parcă stăm cumva, ne oprim și nu neapărat de drumuri. Știm cum uitați-vă întâmplă în... Uitați-vă la un Craiova pe care nu știu ce face doamna Olguța Vasilescu. Nu știu cum face și cum reușește. Doamne, dar... Sunt atât de multe obiective care s-au inaugurat, care s-au făcut, care sunt un lucru în Craiova. Ne uităm chiar și la drumuri, că spuneam. Mă uit și eu la Târgu Jiu cu drag când văd trolele noi. Luminate, da, frumos. Corect. Nimic de zis, nu mai vedem acele drumuri. Și văd că deja se lucrează la rețeaua de trole. Am văzut că se schimbă stâlpii pe Brâncuș, pentru că deja erau ruginiți și riscul să cadă stâlpii. Deci am mai văzut. Da, corect. Sunt lucruri este care se văd. Este marea problemă cu Calea Eroilor. Nu vă pronunț, nu sunt de meserie, dacă încep să vorbesc și eu vorbesc ca să mă aflu în treabă. Așa că în fiecare oraș, în funcție de echipă, în funcție de primar, în funcție de bani, se mișcă câte ceva. Târgu Jiu, după ce a plecat Florin Cârciumaru de la primărie, a fost o perioadă așa o nebuloasă, ce va fi, cum va fi mai bun, va veni, nu va fi, nu va face. Personalul, cum e personalul, până s-a făcut echipă, indiferent cine ar fi venit primar, o trecere după Florin Cârciumaru nu era ușoară. Corect, era... Știți, era Florin Cârciumaru, a fost Florin Cârciumaru, ce să mai... A venit primarul municipiului Târgu Jiu, profesorul Marcel Romanescu, profesor de altă factură socială, altă. Cârciumaru venea din uzină, director de fabrică. Până la urmă, uite că se mai mișcă și Târgu Jiu, se mișcă pe lângă scandalurile care sunt. Și dacă tot veni vorba de Târgu Jiu, discutarea mai devreme, ziceam ce se va întâmpla cu conducerea PNL-ului, s-a ales praful, nu vedeți că nu... I-a dat pe toți afară, i-a pus la loc, au mai apărut niște nume noi. Este clar că politica PNL-ului în Gorj o face senatorul Iordache. Bravo lui! E o țară chestia mai delicată, plecași cu Orban, veniși cu Costa Cuciucă. Trecerea asta cu toți este... au plecat din cauza lui Florin Câțu. Nemulțumiți de conducerea de atunci. Nu te scrii în PNL pentru Florin Câțu. Te scrii în PNL sau te scrii în PSD sau pentru politica partidului respectiv care o faci. Dacă simți, dacă gândești, dacă ești în stare. Nu că azi Câțu mâna-i Mâțu. Păi nu, tată. Știi și... Punct. Iulia, eu am plecat de la PSD-ul. În momentul în care am plecat de la drumuri, am plecat la Craiova. Deci, eram rupt de...
eram rupt de activitate, eram, și o spun asta în fața camerelor de la vedere, eram rupt de activitate, eram rupt de politica Gorjului, am plecat la Craiova cu un gust amar pentru că am fost vânați toți PSD-iștii la vremea respectivă din funcții, toți, aduc aminte și șefurarului, care a fost un om deosebit, de meserie și nu numai, mulți. PSD-ul ca partid n-a luat la vremea respectivă nicio atitudine. Nu. Și era în opoziție, era mai greu. Păi era în opoziție, dar și ce trebuia să nu-i deranjeze pe ăștia la guvernare? Da? Corect. Da? Corect, n-a făcut o opoziție dură așa cum. Nimic. Promitea. Și atunci am zis, bine, lăsăm să facă politică politicienii care au venit acum și chiar mă liniștisem o perioadă. Până când am fost în campanie electorală, dar vă să aminte, am fost cu Adrian, cu Partidul Verzilor, un partid care va produce mari surprize în viața politică din România, pozitive, bune. Au doi lideri, un copreședinț, un pe Marius Lazar și cu o doamnă, extraordinar. Am văzut cu politicieni la stat. Marius Lazar, scolit în Germania, fost consilier, deci destul de tânăr. Bravo lor! Dar și am fost aproape două săptămâni, știu că am fost pe la primărie pentru cu Florin Cârciumaru, a zis, bă, hai să mergem să încercăm totuși să punem umărul vis-a-vis de Pro-România. La Partidul Verzilor, Verde, lumea a început să comenteze, bă, Tasu, Fiusu, nu, Adrian n-are nevoie de Tasu în politică. Și n-a avut niciodată nevoie de Tasu în politică. El a venit cu altă gândire și cu alte metode, alte mijloace de a face politică. Și știm că unde a fost, unde a ajuns și sigur că nu și-a spus ultimul cuvânt în politică plecând la Partidul Verzilor. Nu m-am dus la PSD, unde lucrurile erau clare, pentru că aveam trista amintire și experiență când m-am implicat la primăria municipiului Târgu Jiu, când după plecarea lui Florin Cârciumaru și din păcate Iulian, eu fac politica în Gorj, înainte la mulți pe aici. Fii ploi, au apărut unii pe aici ca ciupercile după ploaie, ca ciuperci a venit, ca ciupercile pleacă. Știți că nu le zice prea mult ciupercile, cad, putrezesc, le mănâncă viermii. Ei, au apărut, să fie sănătoși. Și atunci m-a deranjat atunci. M-a durut faptul că în echipa pentru primăria municipiului Târgu Jiu au fost niște persoane care n-aveau nimic, nici cu PSD-ul, nici cu politica PSD-ului. Nici cu Târgu Jiu, mă rog. Păi, o singură zi candidatul de atunci a ascultat de noi și am demonstrat ce înseamnă cum a fost preluat de mass media. Păi știam să facem politică și știu să fac politică pentru că am învățat niște școli și înainte și după. Sunt modest, nu? Nu, spun un adevăr. Și atunci am... Rămânând cu acel gust amar, am mers cu cele două partide. Deci că atunci Aurel Popescu nu a câștigat alegerile, că n-a ascultat de... De cine trebuia? Iulia, nu poți să mergi în Polata cu Mercedes-uri și BMW-uri de ultima generație, da? Păi, și numai în Polata. Dar nu numai asta, și cu mass media a avut-o... Și n-a fost... Aurel Popescu merita să fie primar, să știți. N-a fost un viceprimar rău. Dar... Unii l-au tocat, alții l-au... A venit Ciprian. Ciprian care a fost un prefect bun. Eu am lucrat cu Ciprian Florescu foarte bine. Și eu sunt dificil. Pentru că e greu să mă mai înveți pe mine ceva. Și în ceea ce înseamnă politica și ceea ce înseamnă metodologia de a conduce o instituție. Greu. Sau de a lucra cu oamenii. Totuși, și în general am lucrat bine cu prefecții. Pentru că am știut să-mi prezint marfa, cum vine vorba. Le-am explicat ce vreau, cine sunt, cum vreau să fac și oamenii au înțeles. Dar pe Ciprian l-au aruncat în luptă. De ce? Nu știu.
N-a vrut PSD să câștige până acum primăria municipiului Târgu Jiu? Nu așa cred că n-a vrut să câștige. Cred că a fost o greșeală de tactică, o strategie, nu știu. Sper să nu fac același lucru cu senatorul, președintele la PSD la municipiu, cu domnul Rujan. Sper să nu fac așa. Sper că Cristi Rujan, pe care o știu, un tip echilibrat, bine pregătit, a început să fie și politician, a fost doar om de administrație, bun și ca prefect, și să notăm că a fost prefect în opoziție cu ăștia, greu. Corect. Și a gestionat niște aspecte legate cu pesta porcină foarte bine. Ciprian Florescu a gestionat bine problema cu drumurile, când un individ a dat, în sfârșit, ce-a dat, ce făcea, mai ales iarna cu zăpezile, până și ceilalți prefecți. Vă spun, n-a avut prefecți Răi Gorjiu, nu de nume, de răsune, de așa că am venit la, s-a înființat Alianța pentru Patrie și colegi, prieteni din țară, din Târgu Jiu, au zis, hai să mergem. Am văzut despre ce este vorba și când am văzut că acolo sunt foști procurori, foști judecători, mari de renume, profesori universitari, ofițeri superiori, da? Și mai era încă la vremea respectivă Ana Maria Prodan, care s-a alăturat recent. A fost în partid, de la început, dar a zis, deocamdată sunt cu voi. Acum a făcut anunțul, bănesc. Da, n-a ieșit în față. Dar de data asta și-a ieșit foarte fermă, hotărâtă, și o știm ce fel de om este și sunt convins că va veni la Gorj, o voi aduce la tine sau la următoarea emisiune prin telefon. Codrin era la altă emisiune astă seară, că oricum ne saluta, măcar 5 minute și tot intra. Oamenii vin la partid. Oamenii vin, au început să vadă cum se face politica la noi și ce vrem să facem. Deci, nu vom sta cu mâinile în sân. Vom merge în continuare Alianța pentru Patrie pe informarea cetățenilor, vom sesiza instituțiile cu greșelile care se fac, vom face plângeri penale, asta este, și suntem dispuși la o luptă comună, o luptă în ghilimele, Doamne ferește, cu toate partidele suveraniste. Nu știm, poate soarta ne va aduce să fim în aceeași bancă cu PSD-ul, pentru că totuși PSD-ul, trecând peste ultimele greșeli care le-a făcut, PSD-ul este unul dintre partidele cel mai mult votat de români. Și un program de guvernare bun, că mai sare peste el și că s-a întors lumea după coaliția asta toxică. Târgu Jiu veți avea candidat, Alianța pentru Vom avea, Patrie, sigur, nu știm, poate vom avea o alianță. Poate va fi. Deci rămânem cu PNL-ul. Dacă ar fi o gândire în rândul lor, eu dacă pe mine m-ar chema Ciuc acum, eu aș zice, vă sfătuiesc la Târgu Jiu să alegeți președinte pe primarul municipiului. Aceasta aminte când a fost Cârciumaru președintele PSD-ului. Altfel, cea mai puternică, venea din cea mai puternică organizație, îl susținea cea mai puternică organizație. Nu că n-ar fi bun domnul senator Iordache, pe care de la început l-am lăudat când a venit în politică, dintr-un prim motiv. Dom'le, nu cere bani să plece la București. Știți? Și a făcut niște chestii, a avut și curaj să spună, la PSD-ul cu siguranță va fi echipa în continuare, Mihai Weber, Cosmin Popescu, depinde, foarte atenți ce își vor alege în preajma lor. Pentru că pe la municipiu au apărut niște nume care, treaba lor, dacă vom face alianță cu, sau vom, știu eu, vom fi pe liste, sau vom fi într-o coaliție, Dumnezeu știe, le voi spune deschis atunci. Tu n-ai ce să cauți cu noi la masă. Vedem ce se va întâmpla și vom dezbate aici. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența noastră din această seară. Să nu ne pierdem speranța. Oameni buni, am pus flanelul pe noi și am ieșit în stradă în 89. Să nu fie nevoie să facem și acum. Sper că le va da guvernanților vorba proverbului, mintea românului și adipă urmă. Sper. Dacă nu, soarta lor va fi la lada de, la lada de gunoi a istoriei. Dumnezeu să ne ajute și mergem înainte. Vă mulțumesc tare mult, domnule Tudor, a fost în această seară alături de noi. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost încă o seară alături de noi aici la Gorj Obiectiv, evident. Vă invit să rămâneți în continuare alături de TV Sud, urmează principalul jurnal al zilei, iar mai apoi la ora 21, colega mea, Ana Maria Stoica, vine aici în platou cu ora de vorbe. Așadar, stați cu noi!
Argeș Trans angajează șoferi categoria B, 3,5 tone pentru transport marfă pe comunitate. Se oferă salariu pe țară diurnă între 42 și 45 de euro pe zi, în funcție de experiență, posibilitate plată pe card și contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Se cere obligatoriu experiență minimum 6 luni în transport marfă pe comunitate, seriozitate și responsabilitate, cunoașterea documentelor de transport, cunoaștere bună a utilizării navigației GPS plus coordonate intermediare și WhatsApp, iar cunoașterea unei limbi străine constituie avantaj. Relații la telefon 0764612902. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de Parcul Central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit. La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamente recent renovate dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Motel Dacian, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Era Residence, construit într-o zonă dinamică a orașului Târgu Jiu, foarte aproape de inima municipiului, dar totodată ferită de agitația cotidiană. Complexul beneficiază și de o piscină exterioară. 12 locuințe cu o arhitectură deosebită, cartier independent energetic prin panouri fotovoltaice, pompe de căldură, aer, apă, smart home, totul controlat pe smartphone Android sau iOS. Cartier supravegheat video cu videointerfon și loc de joacă pentru copii. Bucură-te de un design interior unic, finisaje de top, fațadă ventilată și geamuri tripan. Contactează Era Residence și alege noua ta casă. 24 Systems, cei mai buni specialiști lucrează pentru tine. Instalații electrice, automatizări, iluminat LED, aparate de joasă tensiune și echipamente electrice de ultimă generație. Și pentru că avem cei mai buni specialiști, la noi găsești și tipar digital și print. Soluții eficiente de multiplicare rapidă în serii mici și medii. 24 Systems. Specialiști la dispoziția ta. Telefon 0755-191-191. 24 Systems. Jumătate e o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până joi de la 21, la ora adevărului. Informația îți dă putere. Noi avem informația. Sunt Iulia Blondea și de luni până vineri de la ora 19 îți arăt Gorjul Obiectiv. Bună seara, doamnelor, domnilor, începe principalul jurnal al zilei aici la TVS. Sunt Iulia Blonde, haideți să urmărim cele mai importante titluri ale ediției.
Un bărbat a murit în râul Jiu, el a fost găsit înecat, medicii nu au mai avut ce să facă decât să declare decesul. Facturile colosale pun afacerile pe butuci, patronii sunt disperați, cresc prețurile pentru a nu pune lacătul pe afaceri. Și accident rutier în Gorj, 6 persoane au fost rănite în urma impactului care a avut loc pe raza localității Scoarța. Criza facturilor pune pe butuci afacerile, scumpirile din ultimele luni determină patronii să se gândească serios la modul în care vor trece peste acest sezon rece. Deja cei care au investit în sală de fitness au luat măsuri. Vor scumpi prețul abonamentelor pentru a face față cheltuielilor cu utilitățile. Alți afaceri se gândesc să-și suspende activitatea în sezonul rece de teama facturii. Acolo unde există mulți consumatori de energie electrică, facturile au explodat. Este și cazul acestei săli de fitness, unde în priză sunt conectate la curent peste 30 de aparate. Spre exemplu, această bandă consumă undeva la 3,5 kW pe oră, deci imaginați-vă cât costă într-o zi. Avem peste 30 de aparate de cardio. Economie nu prea e cum să faci, spun angajații. În interiorul sălii de fitness este nevoie ca temperatura să fie de peste 20 de grade Celsius, iar costul facturii la gaze a fost de 7 ori mai mare acum față de aceeași perioadă anului trecut. Da, într-adevăr, la curent s-a triplat factura față de anul trecut, aceasta fiind de 7.000 de lei, anul trecut a fost undeva la 2.000 de lei. Încercăm să facem față cu brio la aceste scumpiri. Da, temperatura în sală trebuie să fie de peste 21 de grade Celsius. S-a mărit de 7 ori față de perioada anului trecut. Proprietarul nu a mărit încă prețul abonamentelor de teamă să nu piardă clienții, însă de la 1 noiembrie acesta va adăuga un procent de 10-15% la prețul unui abonament. Da, într-adevăr, de la 1 noiembrie vor veni câteva scumpiri la abonamente. Acestea se vor mări undeva la 10-15% față de abonamentul vechi. Până acum n-ați mărit prețurile pentru a nu pierde din client. Exact, da. Da. Credeți că vor mai veni la fel de mulți oameni dacă veți mări prețurile? Cred că vor înțelege clienții noștri. Au văzut și ei că sunt fel de fel de scumpiri. Încercăm să facem și noi față cu brio la scumpiri și... alte variante nu. Exact. Da. Clienții spun că nu vor renunța să facă mișcare, chiar dacă vor trebui să scoată mai mulți bani din buzunar. Da, acum asta e, că de fapt la această sală nu s-a mărit prețul de foarte mult timp. Cred că de mai bine de un an, de doi ani chiar. Deci chiar și în contextul unei măriri de prețul nostru ați continua să veniți facilitate? Da, sigur, sigur. E foarte bine pentru sănătate. Mă simt mult mai bine după ce vin și fac mișcare în fiecare zi aici la sală. Și abonamentul e convenabil, adică mult mai convenabil decât dacă am venit să plătim zilnic. E cea mai importantă. Ne menținem sănătoși. Sănătate, longevitate și foarte important, longevitatea de calitate. Asta e cel mai important și 15% e relevant. Mergem. Mai mulți proprietari de săli de fitness se gândesc să-și suspende activitatea pe timpul sezonului rece de teama facturilor colosale. Tragedia în municipiul Târgu Jiu, un bărbat în vârstă de 54 de ani a fost găsit înnecat în râul Jiu, autoritățile au intervenit la fața locului, însă din păcate victima nu a răspuns la manevrele de resuscitare, fiind declarată decedată. Alarma a fost dată de un trecător care a văzut cadavrul plutind pe apă. Imediat la fața locului au ajuns pompierii, dar și o echipă de la ambulanță care au început să resusciteze victima. Medicii s-au chinuit minute bune să o readucă la viață, însă fără rezultat. Prin intermediul numărului 1 pentru apeluri de urgență 112 s-a semnalat faptul că în zona pieței centrale din municipiul Târgu Jiu se află o persoană înnecată. La fața locului s-a deplasat un echipaj specializat în astfel de intervenții din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu, constatând că este vorba despre un bărbat în vârstă de 54 de ani. S-a intervenit cu mijloacele din dotare pentru aducerea la mala bărbatului, însă, din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva. Polițiștii au demarat o anchetă în acest caz. La data de 23 octombrie anul curent, Poliția Municipiului Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul unic de urgență cu privire la faptul că în râul Jiu, în zona pieței centrale din municipiul Târgu Jiu, se află o persoană înnecată. La fața locului s-a deplasat echipa operativă care, din primele cercetări, a stabilit că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat de 54 de ani din municipiul Târgu Jiu. Trupul bărbatului a fost scos din apă de către pompierii din cadrul ISU Gorj și transportat la Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cu exactitate a cauzelor decesului. În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.
Anchetatorii așteaptă rezultatul necropsiei pentru a stabili cu exactitate cauzele decesului și împrejurările în care a murit bărbat. Alertă în Târgu Jiu după ce o fetiță în vârstă de 7 ani s-a rătăcit în parcul central din municipiu. Eleva a căutat ajutor imediat la polițiștii locali, cărora le-a oferit toate informațiile necesare pentru a-și găsi părinții. Oamenii legii au demarat acțiunile de căutare, iar fetița și-a regăsit rapid ambii părinți. Fetița se afla în parcul central împreună cu tatăl și fratele mai mic, iar la un moment dat a plecat din spațiul de joacă și s-a rătăcit pe aleile din parc. A fugit imediat spre polițiștii locali și le-a oferit toate informațiile necesare pentru identificarea și găsirea tatălui. Fetița cunoștea numele complet al părinților și numerele de telefon, precum și adresa de domiciliu. Astfel, căutările au devenit floare la ureche, oamenii legii găsindu-i imediat familia. Fetița a fost foarte inspirată și a mers către polițiștii locali care și executau serviciu în parcul central. Bineînțeles că a fost învățată de părinți, a învățat chestia asta în familie, s-a dus la colegii mei, le-a spus numele părinților, numărul de telefon, iar colegii mei au acționat în consecință și ulterior tatăl fetiței s-a prezentat în zona în care ea era împreună cu colegii mei și a fost încredințată tatălui. Era speriată fetița? Este normal să fie un pic panicată, dar să știți că a fost foarte tare. Polițiștii locali le recomandă părinților să și supravegheze în permanență copiii atât la joacă cât și la cumpărături sau în zonele aglomerate. De asemenea, să învețe că au voie să plece doar cu permisiunea lor și că trebuie să spună întotdeauna unde și cu cine pleacă. Totodată să se asigure că știu numele și numerele de telefon ale părinților, precum și adresa unde locuiesc, iar cel mai important este să învețe că polițiștii sunt întotdeauna prietenii copiilor. Curgamenzile în județul Gorj, inspectorii ITM au sancționat patronii care au ținut la muncă persoane fără forme legale de angajare. În urma acțiunilor desfășurate au fost aplicate 20 de sancțiuni în valoare totală de peste 200.000 de lei și au fost trasate 10 de măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. 6 persoane au fost depistate că prestau muncă la negru la Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu. Angajatorul cu sediul în București a fost aspru sancționat de inspectorii ITM Gorj. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj, sub coordonarea și îndrumarea inspectorului șef, George Octavian Romanescu, au efectuat în perioada 17-21 octombrie 2022 un număr de 42 de controle care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității, sănătății în muncă. Au fost depistate 9 persoane prestând muncă nedeclarată. Au fost aplicate 20 sancțiuni, din care 19 amenzi contravenționale în cuantum de 238.500 de lei și un avertisment. Pentru neconformitățile constatate au fost trasate 74 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. Un angajator cu sediul social în municipiul București a fost sancționat cu suma de 120.000 de lei pentru folosirea în activitate a 6 persoane, pentru care nu avea încheiate în prealabil contracte individuale de muncă. Persoanele identificate de către inspectorii de muncă lucrau la reabilitarea termică a Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu. Alți 3 angajatori din Gorj au fost sancționați tot pentru muncă nedeclarată. Alți 3 angajatori au fost sancționați de către inspectorii de muncă cu suma de 50.000 de lei pentru muncă nedeclarată. 2 dintre aceștia au fost sancționați cu suma de 40.000 de lei pentru primirea la muncă a 2 persoane, fără a avea încheiate în prealabil contracte individuale de muncă, acestea fiind depistate pe raza municipiului Târgu Jiu și a comunei Țânțăreni. Cel de-al 3-lea angajator a fost sancționat cu suma de 10.000 de lei pentru primirea la muncă a unui salariat cu depășire a duratei timpului de muncă stabilită în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial. Angajatorul în cauză activează în domeniul panificației în municipiul Modru. Aducem în atenția opiniei publice faptul că, indiferent de presiunile făcute, Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj a câștigat procesul intentat de către Direcția de Sănătate Publică Gorj privind anularea procesului verbal de cercetare a evenimentului care a avut loc în data de 2 martie 2021 la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, a cărui victimă a fost Dobrin Adrian Virgil, angajat al Direcției de Sănătate Publică Gorj. Instanța a constatat faptul că la data producerii evenimentului, salariatul Dobrin Adrian Virgil se afla în timpul procesului de muncă, ori în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu la Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești, contrar celor susținute de către conducerea Direcției de Sănătate Publică Gorj. Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj transmite tuturor angajatorilor toleranță zero față de munca nedeclarată și de cea subdeclarată, precum și față de evenimentele care implică securitatea, sănătatea în muncă. A
Accident rutier în județul Olt, 2 autoturisme s-au izbit violent pe o șosea, iar 4 persoane au fost rănite grav în urma impactului devastator. Ambulanțele care au intervenit la fața locului au și preluat toate cele 4 victime pe care le-au transportat la spital. Polițiștii fac acum anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs impactul. Accidentul s-a petrecut în județul Olt, pe drumul național 64, în afara localității Fălcoiu. 2 autoturisme au fost implicate în impact. În urma evenimentului, cei 2 conducători auto și alte 2 persoane pasagere în autoturismul condus de bărbatul în vârstă de 36 de ani au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la Spitalul Municipal Caracal. Cei 2 conducători auto implicați în eveniment au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, transmite IPJ Olt. Polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Clipe de panică într-un sat din județul Vâlcea, un autoturism a fost cuprins de flăcări uriașe, imediat a fost dată alarma, iar la fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri. Incendiul a fost stins, dar mașina a fost distrusă complet de flăcările puternice. Incendiul s-a produs într-un sat dintr-o localitate din județul Vâlcea. Focul a cuprins întreg autoturismul acesta, fiind mistuit complet în urma incendiului. Pompierii militari din cadrul ISU Vâlcea au fost solicitați noaptea trecută la ora 2:55 de minute pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism în comuna Prundeni, sat Zavideni, în zona lacului de acumulare Zavideni. Pentru stingerea incendiului la fața locului a acționat un echipaj de pompieri care la sosire a găsit incendiul manifestându-se general. Până la stingerea incendiului au ars elementele combustibile din componența autoturismului. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, transmite ISU Vâlcea. Cercetările preliminare efectuate la fața locului arată că flăcările s-ar fi declanșat în urma producerii unui scurt circuit la instalația electrică. Impact devastator pe o șosea din județul Teleorman, un tânăr și-a pierdut viața în urma tragicului accident. Mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac de pe marginea drumului. Impactul a fost unul devastator, iar tânărul a rămas încarcerat și a murit pe loc. Accidentul s-a petrecut pe drumul județean 506 între Bujoru și Bragadiru, în județul Teleorman. Tânărul de 25 de ani se afla la volan, moment în care a pierdut controlul asupra direcției și s-a izbit violent de un copac. Este vorba de un tânăr de circa 25 de ani care a intrat cu autoturismul într-un copac de pe marginea carosabilului. Pentru scoaterea acestuia din caroseria deformată a mașinii a fost nevoie de intervenția pompierilor cu accesoriile din dotarea autospecialei de descarcerare, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Teleorman, Gelu Dragomir. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a petrecut accidentul rutier. Doamnelor, domnilor, urmează acum o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți alături de noi pentru că revenim imediat, evident, cu noi informații. RGS Trans angajează șoferi categoria B, 3,5 tone pentru transport marfă pe comunitate. Se oferă salariu pe țară diurnă între 42 și 45 de euro pe zi, în funcție de experiență, posibilitate plată pe card și contract de muncă pe perioadă nedeterminată. Se cere obligatoriu experiență minimum 6 luni în transport marfă pe comunitate, seriozitate și responsabilitate, cunoașterea documentelor de transport, cunoaștere bună a utilizării navigației GPS plus coordonate intermediare și WhatsApp, iar cunoașterea unei limbi străine constituie avantaj. Relații la telefon 0764612902. Hotel Dacian a situat pe malul Jiului la 200 de metri de parcul central Târgu Jiu și operele lui Brâncuș, la 500 de metri de centrul orașului. Vă oferă servicii de cazare individuală sau grupuri la cele mai convenabile prețuri și în condiții de confort sporit.
La noi găsiți 15 camere single, double, triple și apartamente recent renovate, dotate cu aer condiționat, frigider, televizor și baie individuală. Oaspeții motelului Dacian au acces la internet și parcare gratuită, iar mesele se servesc în restaurantul propriu. De asemenea, Dacian beneficiază și de o sală de evenimente cu o capacitate de 500 de locuri și sală de conferințe. Din luna iunie 2021 organizăm evenimente deosebite, nunți, cununii civile, botezuri și majorate. Detalii la numărul de telefon 0727-887-581. Motel Dasiana, strada Jiului numărul 4 din Târgu Jiu. Vă așteptăm cu drag! Și suntem din nou în direct, doamnelor, domnilor, urmăriți acum grupajul de știri pe scurt. Accident rutier pe raza localității Piștești, circulația s-a desfășurat îngreunată în zonă, totul după impactul violent în care a fost implicat un autoturism cu numere de Vâlcea și o altă mașină. Isugorj a fost solicitat să intervină pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un accident rutier pe raza comunei Scoarța, sat Piștești din Deal, în care au fost implicate două autoturisme. Au intervenit pompierii militari din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Jiu cu auto specială de intervenție, o ambulanță Smurt și un echipaj Sașgorj. Evenimentul rutier nu s-a soldat cu victime încarcerate, însă au fost monitorizate medical la fața locului 6 persoane care au refuzat transportul la spital. Cântărețul Lino Golden, vedetă în rândul tinerilor din România, a fost prezent duminică în Goj la Motru. Artistul, pe lângă concertul susținut în seara de duminică pe scena din Motru, a ocupat și scaunul de primar al municipiului pentru câteva minute. Tot mai mulți interpreți au prestat pe scena Festivalului Toamnei Motrene 2022, duminică seara, la eveniment fiind prezenți mii de cetățeni. Cei mai entuziasmați de spectacol au fost tinerii motreni, momentul maxim fiind dat de prestația lui Lino Golden. Artistul a acaparat inclusiv biroul primarului Cosmin Morega, acolo unde a făcut câteva poze și instantanee pentru pagina sa de socializare. Evenimentul desfășurat duminică la Motru a fost primit cu aplauze, mai ales de către tineret, deoarece vedetele lor favorite au fost prezente. Artistul Lino Golden, impresariat de Alex Velea, în vogă în rândul tinerilor, a revizitat cu entuziasm Gorjul după ce primul eveniment în acest județ l-a susținut la fostul club Cupa din Târgu Jiu. De la începutul anului și până în prezent, la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu s-au angajat 20 de noi medici specialiști, primari sau rezidenți. Medicii nou angajați anul acesta sunt specializați în neurochirurgie, neonatologie, neurologie, medicină de urgență, medicină internă, cardiologie, oncologie, medicina muncii, anatomie patologică, oftalmologie, chirurgie, diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, radiologie și imagistică medicală și obstetrică. Ginecologie. În urma acestor angajări, problema deficitului de personal a fost în mare parte rezolvată. Ultimele angajări au avut loc săptămâna trecută, când reprezentanții Serviciului Resurse Umane au încheiat contracte cu cei doi medici neonatologi. Doamnelor, domnilor, principalul jurnal al zilei a ajuns la final. Eu mi-au rămas bun de la dumneavoastră, rămâneți însă alături de TV Sud. Și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi! Găsim, domnilor și domnilor, la ediția emisiunii de astăzi, interviul zilei. Ne aflăm în orașul Novaci, vorbim cu doamna Elena Firu. Bună ziua, bine v-am găsit! Bună ziua, bine ați venit! Am văzut că aveți o colecție impresionantă de costume populare, tradiționale, făcute de dumneavoastră. Să ne spuneți mai multe amănunte despre fiecare. Am și costume de bărbat și costume de femei. Aici sunt costume mai vechi lucrate, care au mai fost și folosite. De bărbat, e format din cămașe, vestă, pantalon, curea sau tricolor,
Căciulă sau pălărie. După modelul cum acela este făcut de dumneavoastră, da? Da, eu le-am lucrat. Cât de greu este să faceți, de exemplu, un astfel de model? E foarte greu, dar mi-a plăcut foarte mult să cos, foarte mult cusătura. Am lucrat și cu andrelele foarte mult, am lucrat și cu croșeta, dovadă că am aici, o să vi-l arăt pe parcurs. Aici este încă un costum de bărbat, este al băiatului meu, care are 42 de ani. Și înainte? Mulțumim, Doamne ajută! Și chiar i-am inscripționat pe cămașe D și F, Daniel Firu se numește. Tot așa este lucrat, e un model mai amplu, e ca o cămașă pentru ginere, pentru tineret. Cealaltă este mai simplă puțin, modelul mai simplu, pentru adulți, pentru oamenii mai în vârstă. La fel e compus din, acesta este un chimir, pantalon, vestă, căciulă și pălărie. Mergem pe partea cealaltă să vedem și celelalte costume populare, dacă ne spuneți și despre ele. Este un costum feminin, este al fetii mele, mai bogat, tot așa pentru tineret. Miresele, în general, se îmbrăcau în acest fel de costum, cu foarte multă culoare și contrast alb-negru, iar pe piept, pe aceste ciocănele, aceste șiruri, se pun și flori galbene. Aici este bazmaua cu ciucuri care se pune pe cap. Aici sunt șoarțele de postav de Sibiu, lucrate cu model cu galben. Vesta, tot așa mai tinerească, la fetele mai tinere se folosește cu năsturei. Așa, aici este un costum al meu pentru femeile mai în vârstă. Modelul este mai simplu. Aceste floricele se numesc pene. Sunt mai mărunte, mai mici la persoanele adulte, mai în vârstă. Asta este fusta, care la fel și la tinere se poartă așa, plisată se numește. Aici este bazmaua pentru adulte, pentru femeile mai în vârstă, se numește bazma de janilie, este dintr-un fel de catifea cu ciucuri. Șoarțele, care pentru femeile în vârstă sunt tot pe postav de Sibiu, dar se cos cu model cu negru. Așa, o vestă, tot așa un model mai fără năsturei, mai puțin, cum să zic, ornată. Este prea bogată. Da, mai puțin ornată. Aici este o cămașă de băiat, am cusut-o pentru unul dintre nepoții. Este tot la fel, foarte un model foarte încărcat. Este o cămașă mai tinerească. Mai tinerească, da, pentru când va fi mire sau să o ia la... Ei cântă, nepoții amândoi cântă la fluier și la saxofon și să o ia la concerte. Este un lucru, e aproape gata, aici sunt mânecile, mai trebuie doar ansamblat. În rest am lucrat, 2 luni am lucrat, dar consecutiv. Deci aveți 2 cămăși mult mai bogate. Este cea pentru fete și cea pentru băieți. Pentru băieți, da. 2 de sagi? Ce aveți acolo? Sagii sunt aici. 4, de fapt, că sunt și sub, sau ce sunt acelea? Săcăteie se numesc astea. Astea sunt un fel de plase care se folosesc, le foloseau ciobanii la... Ele își luau mâncarea, își țineau banii, mergeau la piață. Sunt tot felul de modele. Astea sunt lucrate de mama mea. Eu nu, la război doar o ajutam, dar nu am țesut. Sunt mai multe aceste modele de Sibiu, mai simplu, aici alte modele, dar mai încărcate, sunt lucrate, așa se numesc, cu cuiu. Da. Aveți acolo și... Lucrat cu croșeta, la setă și lucrate doar fețe de masă pentru nepoței, pentru copii. Astea am lucrat eu și cu la seta tot eu. Unde pasiunea aceasta? De când ați început să faceți astfel de... De când eram copil, de când eram la grădiniță, la fel ca și Maria și ca cealaltă nepoțică Ingrid, lucram broderie. M-a învățat mama să lucrez broderie spartă, broderie plină și după aceea am lucrat fețe de masă de tot felul și lucrând mama pentru frații mei, pentru tata, am învățat și eu și mi-a plăcut foarte mult, foarte mult mi-a plăcut să cos. Am văzut că vă face plăcere să participați cam la toate activitățile care au loc aici în orașul Novaci.
Cum ați reușit să-i faceți pe cei mici? Aveți patru nepoței, două fetițe și doi băieței? Da, da. Le-am imprimat această plăcere ascultând muzică și pe băieței i-am îndreptat spre fluier și spre saxofon. Eu am fost, când am terminat liceul, am fost membru ansamblu Ninedeia la dansuri și mi-a plăcut foarte mult. Am mers și în străinătate și prin țară, în turnee și de la mine a venit. Totdeauna seara le povesteam pe unde mergeam eu cu dansurile, îmi plăcea cum cântau, îmi place muzica populară și așa i-am dirijat și pe ei. Așa de la ei a pornit ideea de... Am scris și două broșuri. Vorbiți-ne despre ele. Haideți să le luăm, să le arătăm telespectatorilor. Da. Luați-le dumneavoastră. Prima să spuneți despre fiecare. Prima mea se intitulează. Așa, și cealaltă, Dati în Novăcene. Seara le povesteam despre multe întâmplări și amintiri de ale mele din copilărie și din tinerețe și la ideea lor a zis, bună, dar ar fi bine să le scriu într-un caiet, într-o carte, să le știm și noi când o să fim mari. Și așa am pornit pe drumul acesta și am scos două broșurele, cum v-am zis, în care este și ca o iconografie cu multe poze de ale lor, așa, și multe date în Novăcene. Deci, vind din zona Novaciului, părinții mei au fost ciobani și am știut foarte mult despre viața de la stână, despre viața ciobanilor și am scris despre ele, despre obiceiuri de nuntă, obiceiuri de botez, obiceiuri de mormântare, de tot felul, de obiceiuri de Paști, de Crăciun, cu steaua, chiar pe nepoței anul trecut i-am trimis cu steaua la rudele noastre, la fratele meu, la băiatul meu și le-a confecționat fratele meu o stea. I-am învățat din cartea de rugăciuni și au cântat și ei. Foarte frumos, este bine că păstrați tradițiile, obiceiurile. Să păstrăm obiceiurile acestea. Cu drag mă uit la televizor, la alte persoane care păstrează și duc tradiția mai departe și așa mi-am dorit și eu. Doamne ajută, Maria, așa se numește nepoțica dumneavoastră, spuneți-ne cum este îmbrăcată. E îmbrăcată în costumul național novăcean, format din cârpă cu ciucuri pe cap, cămașe cu șiruri și pe mână și pe piept, vestă, fustă plisată la fel, șoarțe, ciorap negru, șorțul din față se numește șorț, e cu ciucuri, cel din spate se numește cătrință, este fără ciucuri, are doar dantela. Am înțeles. Maria ne arată și pe cei doi frățiori, care și ei sunt îmbrăcați tradițional. Dacă ne puteți spune și despre costumele pe care le poartă cei doi băieței, cum se numește cei doi? Nectarie, are 8 ani, este în clasa 1, a terminat clasa 0 cu foarte bine. Și David este în clasa 4, a terminat clasa 3 cu foarte bine, cu medalii și cu reușită multe la concursuri. Ajută, felicitări! La matematică și la română și la fluier și la saxofon. Au reușit mult. Costumele lor, aceasta este tot cămașa lui Daniel, a băiatului meu. Am lucrat-o tot eu când era el de vârsta lui Nectarie. Așa, și a lui David eu am cusut-o. Deci costumul bărbătesc este tot așa. Pe cap poartă pălărie de cioban, făcută la Sibiu, la Boiana Sibiului de familia Dădărlat, care se ocupa din vechime de acest obicei și nepoții dumnealui duc această tradiție și vin și la Novaci, la ziua Oierului, la Sfântul Ilie, la Polovragi, cu pălării de vânzare. Aceste pălării sunt făcute din păr foarte dens, chiar se poate ține apa, deci e protectoare pentru ploi. Așa. După aceea e cămașa, care e cusută tot așa cu un fel de supraelastic care nu se decolorează, are șiruri pe piept și pe mâneci, chimirul, care este din piele de vită, pantaloni albi și pantofi negri. Iarna se purta bitușa de cioban, făcută tot așa din piele de oaie, de culoare albă, cu manșete negre și borduri la genunchi. Tot așa o țineau strânsă la gât
iar femeile purtau cojoc înclin de culoare albă și în laterale era puțin evazat, de aia se numeau cojoc înclin. Era lucrat de o femeie de aici. Din Nova ce am scris în această carte și despre acest cojocel, și cu modele cusute pe el din ibrișin, o mătase foarte lucioasă, așa se numește ibrișin, și cu ciucuraș pe laterale. Deci acesta e modelul. Chiar am văzut la televizor pe Adina Hada, cântăreața de la Sebeș, purtând acest cojocel acum la un spectacol. Nu se mai prea se găsesc, dar probabil a făcut rost de un așa cojoc. Este bine că ați scris cele două broșuri, pentru că se duce mai departe. Am explicat și la sfârșit, avem și un glosar cu toate cuvintele care sunt specificele novaciului, mai puțin înțelese de alte persoane, și am scris pentru nepoți și pentru cei care sunt curioși. Am lăsat un exemplar din fiecare și bibliotecii, dacă cineva din novaci vrea să le citească, și câteva prietene am înmânat așa pentru... Chiar s-au bucurat. Felicitări pentru ceea ce faceți. Mulțumim mult, vă mulțumim. Doamne ajută. Și noi vă mulțumim și o să lăsăm în continuare pe telespectatorii să îi audă pe cei doi băieței a dumneavoastră. Probabil ne vor și cânta, da? Da, sigur, cântă și la fluier și David și la saxofon. Vă mulțumim mult de tot. Doamne ajută, numai bine și vă mai așteptăm pe la noi. Thank you.
Considerat fiind practic, ca fi părintele sculpturii moderne. Anul acesta am aniversat și data nașterii, pentru că februarie este Ziua Națională Brâncuș. Am aniversat-o așa cum am știut noi să facem mai bine, prin organizarea a trei expoziții, una la Bambotoc, în Hunedoara, în locul în care, practic, a început povestea, superba poveste a Porții Sărutului și a Mesei Tăcerii, piatra lui Bambotoc, prin cea care a constituit materialul de lucru pentru Brâncuș. După care a urmat în 17 februarie o expoziție Brâncuș la Galeriile de Arte din Turda, ca în 19 februarie, aici, în această sală, să aniversăm data nașterii și Ziua Națională Brâncuș pentru alte expoziții. De data aceasta, centrul nostru propune o expoziție de sculptură mică, o sculptură mică realizată de trei sculptori din trei zone ale țării. Este vorba de Costel Păun din Roșiorii de Vede, Ilie Alexandru din Târgu Jiu și Traian Duță din Curtea de Argeș. Vom urmări împreună, de asemenea, o evocare dramatică, Brâncuș la Hobița, o evocare în care am încercat, pornind de la texte ale lui Brâncuș despre artă și completând cu dorința pe care am avut-o întotdeauna să vă readucem pe Brâncuș acasă, bucurându-ne de parteneriatul Teatrului Dramatic de la Bădeanu și încercând să-l aducem pe Brâncuș încă o dată, aici, în această sală. Vă amintiți că anul trecut am dramatizat iarăși o poveste, una dintre multe povești de dragoste lui Brâncuș, Maria Tănase și Brâncuș.
De data aceasta va fi o dramatizare a întâlnirii dintre Constantin Lăicurș și dascul satului, în care Brâncuș, omul, pentru că asta este important pentru noi, Brâncuș omul, Brâncuș robul lui Dumnezeu, își spune o parte din opiniile despre viață și despre arte. Am să vă rog să-mi permiteți să citesc un poem pe care l-am dedicat lui Brâncuș. Despre Brâncuș vorbește toată lumea, de la grădică la opinică. Unii, puțini, cu simplitate și har, spun povestea fără sfârșit a unui copil care a plecat într-o zi unde a văzut cu ochii, ducând în traistă ce găsise mai depres prin sat. Câteva păsări mai este din poveștile bunilor și străbunilor lui, pești din apa bistricei, ouă, un cocoș, o piatră de hotar, o masă și niște scaune, poarta sub care își uneau destinele toți ei lui de la începutul veacurilor și un stâlp ca o scară care în fiecare dimineață se înălța până la cer și dincolo de el și pe care din când în când cobora Dumnezeu ca să stea de vorbă cu oamenii și cu păsările și cu iarba și cu puraiele și cu munții și cu pământul și cu norii și cu sfinții din bisericuța de lemn, de sub arenii din zăvoiul Hobbit. Într-o altă zi, toate acestea s-au întors acasă și s-au așezat la locul lor din tâi. Păsările în văzduh, peștii în apa bistricii, cocoșul pe acoperișul casei, masa pe malul Jiului, în așteptarea celor 12 apostoli care să binecuvânteze oameni, care tot intră și ies pe poarta vieții. Scara unind pământul și nepământul, sfinții pe zidurile bisericii, închipuind lumea de acum și pe cea de apoi. Numai piața de hotar a rămas peste 9 țări și peste 9 mări, potărnicind împărăția noi hobiți. Iar copilul acela, care rămăsese tot cu sufletul de copil, a urcat pe scară în aceeași zi și a rămas în dreapta lui Dumnezeu ca să-l ajute să facă lumea mai bună decât era. Alții, și nu puțin, niște filozofi făcuți cu deasila și care se pricep la toate, aș vrea să spun o altă poveste. Încă de fapt, fără ei și vorbele lor, cine știe ce s-ar fi ales și din Brâncușul ăsta? Sau poate Brâncuș n-a mai fost Brâncuș? Orică adevăratul Brâncuș sunt ei și nimeni altcineva. Spuneam că despre Brâncuș vorbește toată lumea și lumea îmbrâte și nervit. Când de vorbit, ar trebui să vorbim doar atunci când hoinărim de nebun pe dealuri, prin păduri, ori pe câmpuri, căutând chipul și trupul femeii în zborul unei păsări pe cer, în roa căzută dimineața pe iarbă, în pașii pierduți pe o alee din parcul prin care nu ne-am mai plimbat din liceu, ori pe bancă stingheră din gară, pe care uitat, un trandafir mare de singurătate. Da, despre Brâncuș vorbește toată lumea.
spunând ades vorbe multe și fără șir, când de spus ar trebui să se spună doar că Brâncuș s-a născut la Hobița și n-a murit niciodată. Brâncuș. Nene Costache! Nene Costache! Vino un pace, omule, că tot strigi acolo. Ah, tu erai tașă. Eu, Nene Costache. Alu. Că am auzit că veniști pe acasă. Veni, tașă, că de mult timp la Târgu Jiu și veniturul de casă, de zăvoiul bistritei și de toate astea de plicuri. Nene Costache, ia spune ce vești, ce povești îmi mai adus din Parisul ăla unde stai matale, că la noi matezi vechi. Ce să fie, dar ca peste tot, și bine și rău, dar mai mult bine decât aici. Și să știi că în Gorj nu sunt toate vechi. După atâta timp de când am plecat, văd că s-au schimbat multe aici. Și ce-am văzut, mă bucur. Mai stăpi de vorbă cu unul, cu altul, și văd că satul ăsta al meu s-a împărțit în 15 ani. Cărora ei le zic partide, dascării și preoții au ajuns pe simțirea satelor. Nu, no, nu sunt ei de vină personală, ci prin preasla lor se introduce infecție. Să luăm de pildă preotul de odinioară și preotul de azi. Păi, pe popa al meu, îl vedeai primăvara la coarele plugului, cu părul făcut coadă peste altii, popa de azi merge de două, trei ori la oraș ca să facă inimii sau să se bage în partide. Și dascării la fel. Ce? Că nu ești ca ei? Nene Costache, ce să faci, Nene Costache? Oameni și ei se schimbă după mersul nou al vremii, al timpului. Ce nou? Că mă uitai și la meșterii de azi, aici și mai multe locuri din Gorj. Mă, burca de tort e prea migălită, prea florată. Păi înainte crucerii și iconarii lucrau din plăcere. Pe când ăștia de acum lucrează, s-au luat după artiștii de la oraș și lucrează fără sperenie și fără suflet. Da, uite că de luare cu vorba. Păi, dai să te omenesc. Nu te reajează. Păi, patru, adă niște vin, dar dintre la vechi, să-l omenim pe dascălul nostru. Mulțumesc. Ce te uiți așa? Dar păi știi ce? Femeile au și atât de făcut. Nu stau toată ziua la băuca unii. Eco. Dar scând, pe vremea mea, bărbatul, adevăr, nu bea, până nu și îngheba acolo, în pădărie. După 60 de ani, iar nu bea. Pentru că și vorba aia, când vei mai cați prin șanț, pui și tot felul de noscă, păi, băutura e doctorie, curată, la copii cu cap, la copii fără cap, te dă ea peste cap. Să trăiești, Nene Costache. Să trăiești tu. Nu mai minte. Nu te supăra că te întreb. Mă treabă, mă dă, te treabă. Te-ai insurat sau tot singur ești? Mă, un artist nu trebuie să însoare. Pentru că poate fi subjugată soția lui și transformat în erou papocului. Bărbat. Merge în luptă, moare ca o stare, se ia în piept cu viața. Femeia lui trebuie să-l aștepte ca pe Europa, întoarcerea lui. Ori eu n-am găsit pe Penelopa asta. Ce? Nici n-am căutat prea. Iar la Paris?
Tot pe astea de ale tale faci? Lasă-le, nu de ale. De ale noastre, de ale obite, de ale statului ăstuia. Știi, când eram mic, mă duceam în zăvoiul Bistriței, sau pe deale, și mă uitam la zborul păsărilor. Și vroiam să zbor și eu cu ele. E, și dacă n-am putut zbura eu, am luat piatra și metalul și l-am făcut să zboară. L-am făcut păsările măiestre de care îmi vorbea muma, bunica și dascălul de pe vremea ce... Le-am făcut să zboare în toată lumea. Și la Paris, și la americani, și India, peste tot. Să zboare și pentru mine și pentru toată suflarea satului ăsta. Nene Costache. Și... Acum, la Târgu Jiu, ce faci? Uite. Vreau să fac ceva ce nu s-a mai văzut. Pe malul Jiului, o masă cu 12 scaune. Să stea omul să uite la apă și să viseze niște. O poartă. Pentru cei care vor să simtă bucuria și durerea dragostei. Și o scară către cer, pe care să urce și să coboare îngerii, ducând sufletele noastre către Dumnezeu. Asta vreau să fac. Și am să fac. Să-ți ajute Dumnezeu, Nene Costache. Să-ți ajute Dumnezeu. Dar după ce termin la Târgu Jiu, pleci? Ia? Păi, dascule, plec, dar acolo e locul meu. Da, locul meu. Aici, să știi, aici vreau să mor. O nave. Aici să fiu mormântat. S-aud murmurul apei, coșetul frunzelor și adierea zborului. Nene Costache, Nene Costache, mai e până atunci. Eu doresc să trăiești 10 vieți. 10 vieți de Nene Costache. Să dea Dumnezeu să trăi. Că mult ai făcut pentru țara asta și pentru satul nostru Hobița. Eu te las, Nene Costache. E o mare onoare pentru noi. Ai fi obosit. Sănătate. Că bine. Ziua bună. Ziua bună! Ziua bună, Nene Costache! Și sănătate! Dacă mai ai timp, mai treci pe la mine! Sănătate! Era rezidenț construit într-o zonă dinamică a orașului Târgu Jiu, foarte aproape de inima municipiului, dar totodată ferită de agitația cotidiană. Complexul beneficiază și de o piscină exterioară.